Conexiune excelentă. Daniel, cred că suntem în direct. Salutare, dragilor! Wow, suntem în direct. Bine ați venit Salutare pe canal. tuturor. Sunt împreună cu Daniel de la Idei Amenajări. Îl știți cu toții, dar cei noi probabil nu-l știți, Cum așa să că nu este știe frumos să... Sorin? Păi, na. Să facem prezentările, da. Da, Sorin, salut, te salut și eu, bine v-am găsit. Haideți să ne strângem, pentru că seara asta iar vorbim de prețuri, un subiect de mare interes, mai ales acum că începe un nou sezon de construcții. Și poate lumea e interesată. Hai să vedem cine e cu noi, Sorin, nu? Da, să ne strângem ca să nu ne împrăștiem. Să ne strângem că din ce în ce ne pierdem, vă scădem în locul ăsta. Da, ar fi bine dacă ne-ați spune dacă ne auzim și ne vedem bine. Deci, în principiu, eu cred că totul este în regulă, dar ar fi bine și de la voi Vedem o părere. și ne auzim. Totul pare în regulă acum. Sperăm să și rămână așa, în regulă. Marian Florin, vă salut prieteni, te salutăm și noi, Marian. Mihăița Alexandru, bună seara. Salutare, Mihăiță. Daniel Vasile Pascu, salutare, salutare, vă așteptam. Da, totul este în regulă. Mulțumim, Daniel. Daniel, salut. Dani, seara bună, e ok. Mihai Alexandru, totul pare ok. Doamne ajută. Cătălin, salutare! Cătălin, să știi că eu sunt supărat pe tine și pe Doru că mi-ați făcut o poftă. Nu știu dacă ai văzut, au postat ei video cum au făcut niște pomana porcului, mititei, au postat acolo, deci i-am pomenit, i-am pomenit. Și N-am ce cu văzut, n-am poftă văzut. făceau ei și mâncau. Nu mai mă uit la așa ceva, Sorin, că dacă mă uit la așa ceva, deja îmi ies din siluetă, să știi. Păi eu Am măcar să mă observat că dacă uit că aici primesc nu am, Daniel, de unde să am pomana porcului și toate cele, așa că mănânci măcar mă altceva. uit. Mănânci altceva, că vezi ce se face poftă. Nu, asta e luna cea mai periculoasă, pentru noi, că nu ne putem abține, trebuie să mâncăm din toate. Încercăm Cârnați, acum, topuri da. și alte minuni. Art Baela, seara bună, seara bună, Marian Pană, bună seara. Zinel Ela. Ernest, salutare Ernest, bună seara, oameni buni. Începem să ne Salutare adunăm. tuturor. După cum știți, data trecută, în live-ul trecut, mie mi-a cedat calculatorul. Sper să nu se întâmplă la fel și acum am încercat, eu am făcut mici modificări. Acum sperăm să țină. Dacă vedeți că s-a întrerupt, e clar, calculatorul meu este cam obosit. Cere altul. Pagu. Trebuie să-ți aducă moșul altul. Da, mi-aduce Moșul să-ți moșul aducă. de... Nu mă văd, așa mi-aduce... Pagu, salutare, salutare! Zice Pagu, nu, manopera nu se Salutare, calculează în Paul. funcție de materiale. Da, am văzut E, că nu, cum să au nu? votat Ba da, ba 20 de da, eu așa cred. persoane, 65% au votat nu, 35% da. Da, acum este... Eu am pus votul ăsta, mă gândeam că, Daniele, deci știi că noi am și vorbit, deci majoritatea oamenilor știu chestia asta, dar totuși sunt oameni. Și noi milităm pe chestia asta și spunem, bă, nu are treabă prețul cu manopera cu prețul materialelor. Am spus cel puțin, eu mi se pare că sunt pisălog, tu iar ai spus-o de atâtea ori. Dar uite, totuși sunt oameni care cred, da, este normal și are legătură. Că ei doar așa fac, așa se gândesc, bă, dacă a dat 100 de lei pe faiață, păi iau și eu 100 de lei. Dacă îi zice ăla că a dat 20 de lei pe faianță, nu știu ce face. Atunci aș prinde urechile, atunci începe să o ia cotită. Bă, apoi să vede șeful că aici e greu, aici... Nu știu, deci... Pe mine mă surprinde că la ora actuală încă sunt oameni și aici... Deci ce îmi pare cel mai rău, că sunt meșteri de-ai noștri, ca și noi, oameni de-ai noștri care gândesc așa. Aici trag eu concluzia, băi, nu orice meșter trebuie să fie și patron. Să-și ia și lucrări pe cont propriu. Acum, da, își ia lucrări pe cont propriu la el acasă, la neamuri, la familie, dar să mergi la un client cât tu nu ești pregătit, tu poate ești un faianțar extraordinar, un zidar extraordinar, sau ce meserie ai tu. Ei, când te-ai băgat să fii deja patron, o să-ți prinzi urechile și o să se ducă și prestigiul tău, că îți rămâne în urmă, bă, ăla mi-a făcut numai prostii, numai buleli. Și tu poate ești un bun meșter, dar n-ai știut cum să-i dai prețul, îți prinzi urechile, după aia intri în disperare, că vezi că aduci bani de acasă sau cine știe ce situații.
De aceea eu susțin și să nu mi-o luați în nume de rău, deci nu vreau să fac pe nimeni să se simtă aiurea. Înainte să vă faceți pe cont propriu, nu știu, persoană fizică autorizată, trebuie să știți bine în ce vă băgați și să știți limita voastră. Dacă vedeți că are omul și demontat un calorifer, de exemplu, nu vă băgați, deoarece nu aveți experiență și acolo s-ar putea să pierdeți tot ce ați făcut bun în șantierul respectiv. Pago zice, este gresie la 20 de lei metru pătrat, deformată și răsucită, cât e manopera, deci aia trebuie să mă plătească să o arunc, nu o pun, Pagule, așa ceva. Stâncioi Dragoș Vasile, bună seara, salutare, salutare Dragoș, nu te-am mai văzut de mult, Marius Nicolae, nici pe tine, Marius, nu te-am mai văzut, ba, parcă ai fost săptămâna aia la altă, parcă ai fost, da, da. Bună seara, bună seara. A fost. Daniel, tu nu zici nimic, mă lași numai pe mine să povestesc aici. Te-am lăsat, Sorin, să vorbești, că știu, eu știu durerea ta, ți-o cunosc, știi? Și de fapt, asta e problema tuturor, fie că e vorba de meseriași, de beneficiari, calcularea prețului. Eu vreau să vă zic metoda corectă, deși e de vreme, că de-abia am început live-ul și nu e atât de multă lume, dar sper ca cei care vor vedea live-ul acesta după, în afară de faptul că trebuie să apese și un like, să se aboneze la tine la canal, asta probabil că se subînțelege, ar trebui să știe că prețurile se calculează în funcție de numărul de ore depus pentru respectiva muncă. Este foarte simplu. Acum vă veți veni unii și veți spune, păi da, dar de ce unul ia atâta și unul ia atâta? O să vă răspund și la întrebarea asta. Lăsând la o parte că unul se crede mai valoros decât altul, trebuie să luați în calcul și că un om poate să muncească mai mult într-o oră și să aibă producție mai mare față de un alt om, care probabil că este și el bun, dar el migălește mai mult la lucrarea respectivă. La final nu o să fie o diferență între două manopere are la doi oameni diferiți. Dar, având în vedere că unul poate pune 10 metri de parchet într-o oră și altul pune doar 3, este normal să fie o diferență. Așa că atunci când cineva vă face un devis și vă estimează cât vă costă o lucrare, trebuie să știți că singurul criteriu care poate fi luat în calcul este cât timp face ăla să vă facă lucrarea respectivă. Nu există că termină într-o zi și ia banii, că mai sunt câte ori, nu mă interesează când termin, banii sunt ai tăi. Eu nu e așa, adică eu cred că nu e așa și cred că și tu, Sorin, știi că nu e așa. Tu știi cât faci la o baie, de exemplu, că tot vorbeam noi de băie și că dăcinuță e la metru pătrat. Tu știi cât faci la o baie, că faci 30 de ore de muncă, îți estimezi, fac 30 de ore, 35 de ore de muncă la o baie, da? Îți estimezi durata asta de număr de ore, înmulțit cu cât euro vrei tu să câștigi la oră. Pentru că fiecare om are o valoare și se apreciază singura anumită valoare. Eu vreau să câștig 500 de lei pe zi, Sorin vrea să câștige 200 de euro pe zi, da? El își împarte suma asta la numărul de ore. Deci este, nu e niciun secret asta. Dacă lucrezi cu o firmă, într-adevăr, prețul este mai mare, pentru că banii ăia nu se duc la profit. Jumătate din ei, cam acolo, dacă nu chiar și mai mult, se vor duce pe taxele salariatului, la impozite, la stat și etc. Cred că știți și voi. Dar singurul criteriu, și vreau să închei momentan aici să vedem ce mai zice și chat-ul, singurul criteriu pentru care ar trebui luat în calcul când se apreciază o lucrare este cât timp faci la lucrarea respectivă. Te-ai păcălit odată, asta înseamnă că nu ți-ai estimat corect volumul de muncă și ai pierdut, să zice. Mi s-a întâmplat și mie, probabil și ție, Sorin, mi s-a întâmplat tuturor, să mai muncesc și pe moca, pentru că ați fost cum ați fost și nu ați calculat bine. Dar lucrarea, oricum ar fi, trebuie terminată și trebuie terminată bine. Te-ai păcălit, măcar lasă după tine o lucrare curată și de calitate. Și următoarea o să-ți scoți pârleala. Că nu o să mai fie atât de fraier să te păcălești. Atâta tot am vrut să zic momentan, Sorin. Da, Daniel, eu sunt de acord cu tine, dar trebuie să specificăm. Ce ai spus tu cu orele, cu timpul, asta funcționează doar din punct de vedere al patronului care are angajați.
Dar tu, ca persoană particulară sau cu un băiat doi, ca și un meșter, să spunem, că asta e cazul nostru la majoritatea ce suntem pe chat, nu o să poți niciodată să dai un preț pe oră. Din ce sunt mai multe explicații acum și mai multe. Deci ții cont și de ore, în general, ții cont aproximativ de ore. Dar, de exemplu, dacă tu vii în șantier cu o mistrie și cu un cancioc și ăla obosit, plus mai vii și obosit că e luni și că ai avut chefuri, eu apar în șantierul de lângă, să ne imaginăm că sunt apartamente, nu? Și suntem exact unul lângă altul. Eu vin lângă tine cu o mașină de tencuit în care am băgat poate 15.000 de euro, cu niște scule, niște dreptare profesionale, nu din acelea de 20 de lei, cu niște gletiere profesionale care am băgat poate și în alea 1.000 de lei în toate kiturile pentru mine și încă două persoane. Deci, în total, eu am făcut o investiție de poate la 20.000 de euro. Atunci, ora mea are cu totul altă eficiență. Eu îți fac într-o oră ce-ți face colegul, chiar dacă nu vine obosit după ziua de chef. Poate să fie în formă și mușchi pe el și sănătos să bage ca robotul toată ziua. El nu se ține după mine nici măcar. Deci, ce fac eu în într-o zi, el face în 3-4 zile manual. Acum, nu în toate situațiile este așa, dar am dat un exemplu, nu o luați chiar mot-a-mo, exact așa este și cu rigipsul, de exemplu. Eu dacă vin cu o macara din aceea să ridic plăcile, mă mișc mult mai repede, dacă am și o, cum îi zice, bormașina de băgat șuruburi, dacă o am și cu automatul cu șuruburile pe bandă, deci eu atunci voi băga șuruburi și voi pune plăci de 10 ori mai repede decât colegii din apartamentul vecin. Și atunci, cel care ne plătește ne va plăti la oră? Deci nu este corect. Și atunci, se va face... Te plătește? Se va face o medie. Te întrerup. Da. Faci media, eu te întrerup. Te plătește la oră cât îi ceri tu, pentru că atunci când îți spui plata la oră, evident că se includ și costurile investiției tale. Și le păi da, dar nu poți. Deci nu poți, Daniel, atunci ar trebui să-i ceri 100 de euro pe oră. Când nu, aude omul și zice, tu te dragi cu 100 ta de euro, mă ia și la bătaie. Deci e puțin... faci mai mult. Că te ajută asta, Sorin. Deci dacă tu faci 100 de metri pătrați de placare pe zi de gips carton, tu faci singur 100 de metri. E, echipa cealaltă, care nu este atât de dotată, face... poate 70-80 în două persoane, înțelegi? Deci asta zic eu, cu costul ăsta, pentru că îți ușurezi munca, o să-l obții mult mai ușor și o să faci o producție și mai mare și nu trebuie să da, fie neapărat mai scump, deși mi se pare normal. Eu știu ce zici tu și eu sunt de acord cu tine, dar eu vorbesc la sistemul de calcul. Când noi mergem și dăm un deviz la client și îi spunem, bă, uite, eu calculez că fac la tine 20 de ore de muncă, 20 de ore, 100 de euro, te costă 2000 de euro. Poate prețul final ajunge ca și colegul ce a dat alt deviz. Dar nu este corect, omul când vede 100 de euro ora, zice, bă, tu ești nebun, cum vine 100 de euro, că nu câștigă președintele României 100 de euro, poate. Sorin, și atunci este un impact. Că te și întrerup, ca să nu pierd, eu mă refer la cum îți calculezi tu costul intern. A, da, 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 eu am înțeles altceva, da. Nu, 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 da, pentru... adică eu îmi calculez intern cât cât îmi ia mie să gletuiesc camera asta aici? Calculez intern, să spunem, câți metri sunt pătrați, zice că fac 10 ore, da? E, dar eu după aceea împart și tot la metru pătrat mă raportez, înțelegi? Pentru că omul vrea să știe prețul pe metru pătrat. Mai întreabă vreo 10-15 inși, cât îmi ia pe metru pătrat de 10 metri la baie, de exemplu, știi? Cât îmi ia cresie la baie? Asta vreau să zic, intern cum ne facem noi? Și sunt sigur că tu așa îți faceți, calculezi intern, după aceea dai un preț pentru client, dar tu trebuie să te încadrezi acolo. Da, da, da. Nu dai 10 euro pe la orice, dar dacă nu dai din mie, e ca și cum ai avea un euro. Adică tu trebuie normal, să deci, știi ziua aia, că dai preț. Pentru mine, asta deci eu funcționez de ani de zile și așa o văd cam cea mai corectă. Nu susțin că este cea mai corectă. Pentru mine este cea mai corectă soluție la metru pătrat, unde se poate da la metru pătrat. Și se va face o medie, pentru că eu dacă intru să fac o baie, atunci este un preț. Dacă intru să-i fac tot apartamentul, atunci este cu totul alt preț. Nu mai merg la același preț la metru pătrat. Se scade, pentru că eu am gresie, de exemplu, de pus 80 de metri pătrați în tot apartamentul, dar mai am și 6 metri pătrați în baie, care ăia sunt mai greu, atunci fac o medie, nici nu mai țin cont. Se face una peste alta, dar în principiu la metru am de făcut glet.
Gretul îl dau clar la Metro. Acum, în funcție și cum merge piața, într-adevăr că piața dictează cel mai mult și zona, pentru că nu-i totuna să fac glet în Cluj sau să fac glet la Bacău, de exemplu. Și atunci degeaba vin eu cu pretenții, dar nu mă plătește nimeni la Bacău. Atunci mă retrag și nu mai lucrez la Bacău. Referitor la pretenții. Cum? Referitor la pretenții, putem să discutăm aici, că văd că și în chat e un pic agitație, dar vreau să spun de partea asta cu ora. Tu practic angajați-te, tu la oră ți-i plătești. Înțelegeți aici că tu trebuie să-ți calculezi intern câte ore faci sau câte ore estimezi la o lucrare, pentru că tu pe cine ei nu plătești la lună, îl plătești la oră. Îi dai, cât îi dai la oră ca să iasă la zi 150 de euro sau cât îi dai tu acolo, știi? E, dacă omul ăla îți muncește ție pe suma aia la oră, nu trebuie să-ți facă peste, înțelegi? Asta am să zic, adică producția lui într-o oră trebuie să fie peste ce-i dai lui, că este logica să... Da, normal, normal. Tu acolo. Deci eu fac calculele astea, eu de exemplu le plătesc la băieți aici, 100 de euro, le dau pe 8 ore lucrate. Dar 8 ore lucrate, efectiv, mai au încă pauze, alea sunt în plus, deci stau la lucru 9 ore, de exemplu. Și atunci... În 8 ore lucrate, eu deja știu în funcție de băieți, că nu sunt toți la fel, dar am să zicem băiatul care se descurcă bine la gresie, ăla știu că îmi face 20-25 de metri pătrați la spații deschise. Am altul care nu face așa mult, dar în schimb le bibilește mai mult. Am o gresie unde trebuie să tai la 45, nu-l voi băga pe la ce îmi face mulți metri, eu îl bag pe la ce este mai atent. La glet la fel, tot timpul jonglez, da. Ca și patron, tu jonglezi cu oamenii, pentru că nu stau să-l chinui pe omul ăla care știu că el face. Hei, rup, uite cum este Ionuț la tine. Când ai luat, ai văzut că Ionuț bagă și muncește, de zici că e mai ceva ca mașina de tencuit. Dacă vrei dacă să l-ai pune îl pune la... într-un colț, dacă îl pui jos într-un colț, dacă îl pui, de exemplu, la plintă, la parchet, l-ai terminat. El nu stăge, fiecare om e bun. Exact asta este și te folosești de oameni în funcție. Vezi la tine în situația ta, îl bași pe Ionuț la înaintare, face grosul și după aia încă doi băieți care să vină să bibilească, să facă finisările și așa ești bine. Să nu ești bine, dacă îi dai capadă unui om să facă, nu face. Fiecare e bun pe o anumită zonă. Nu e unul care să le facă pe toate bine și repede. Știi că le face bine până la urmă, da, dar trebuie să fie omul potrivit. Eu uite, lucram, de exemplu, l-ai văzut pe Marius de mai multe ori la mine. Marius... Vorbeam cu el, că suntem prieteni și vorbeam, băi, Marius, hai să vedem câți bani am scos astăzi. Și eu arătam factura, el vedea cu ce preț am luat, tot, nu mă feream. Pentru că noi aveam o înțelegere, el știa, bă, îmi dă atâta la zi, la 8 ore și nu avea ce să, era clar. Dar îi arătam, bă, Marius, uite, astăzi nu prea ne-am scos banii, că am avut zile când aveam numai bibilel, numai probleme sau am avut zile, nu mai zic care, el nu le socotea, deci nu știa că alea nu apar în devizul ăla direct pe față, de exemplu când am spart materialele, le-am dus, le-am, în fine, tot felul de neprevăzute. Și atunci astea toate trebuie să iasă și noi făceam calculul la săptămână. După o săptămână ne puneam de obicei vinerea sau sâmbătă, depinde câte zile lucram, ne puneam frumos și socoteam. Marius, hai să vedem, să măsurăm ce am făcut. Măsuram, bă, am ieșit bine, na, bravo, tată. Și atunci era altceva. Câteodată nu ieșeam bine, îl vedeam pe Marius îngrijorat, se simțea așa, zice, bă, Sorine, zice, ce dracu am făcut, mă, zice, parcă nu se vede nimic. Și era îngrijorat, era așa puțin necăjit, trebuia să-l încurajez eu, bă, Marius, stai liniștit că noi am făcut numai alea dificile, problemele, colțuri, uite, asta, îi explicam. Le înțelegea, dar zic, uite, săptămâna viitoare, în două zile, facem mai mult decât am făcut într-o săptămână, pentru că se va vedea mult mai mult și eu de obicei așa încep, cu tot ce este complicat la început, că am energie mai bună și după aceea ce este ușor las la sfârșit și așa mențin starea de spirit mai bine. Se duce energia, da. Mie îmi place, de exemplu, să nu fac același lucru o perioadă lungă de timp. Spre exemplu, dacă am de dat glet, dau glet o perioadă, apoi mai fac și altceva, știi, ca să nu se plictisească nici mâna, nici ochiul. Devii, oarecum devii neglijent când faci același lucru, știi? Intervine rutina asta și nu mai ești atât de bun, de atent și să zice că pot apărea eroi. Așa că cel mai bine e să faci din toate. Faci și de-aia, faci și de-aia, e ca la mâncare. Nu poți să mănânci friptură în fiecare zi, că tot e acum Crăciun. Trebuie să mai faci o pauză, să mai faci și altă mâncare. Zic și eu acum, na, poate este bine, friptură. Este bine. Să mai răspundem puțin și la oameni care au rămas în urmă cu chat-ul. Cred că de aici începe Daniel Enache sau mai de sus.
A, de la Gabriel. Salutare, Gabi, salutare, te pupăm. Daniel Enache, care este Salut, suma Gabi, salut. corectă pe oră dacă prețul se calculează în funcție de timpul lucrării? Este foarte relativ, am zis mai înainte, în funcție de zona unde ești, în Părere. funcție de multe. Nu, da. România e, o să fie acum ora de muncă necalificată, o să fie aproape 20 de lei în România. Ora de muncă necalificată pe care trebuie să o plătești tu omului, știi? Acum Da, te calificat ea 20 de lei. Bănuiesc că un meseriaș merită și el măcar 40 de lei, nu? O oră. Zic și eu. Acum, în teorie, da, da, în nu teorie. E Deci, adevărul e că eu aici cu orele nu știu ce să zic. Nu știu, am dubii pentru da. Că nu le înțeleg atât de bine, că e totul în funcție de complexitatea lucrării și ce faci de fapt în șantierul ăla. Nu-i tot una să pui marmură da, da. Sau să pui o gresie de 30 pe 30 și atunci la oră mi-e greu, știi, să le cuprind, știi, să le înțeleg. De-aia zic că am... Cum calculez da, cu un dubii, meseriaș și un ajutor sau... În mod normal se calculează la grămadă, da, cu un meseriaș sau un meseriaș și două ajutoare sau un ajutor, în mod normal ar trebui să fie prețul per total. De regulă, meseriașul îi face banii salahorului. Să fim serioși. Nu tot timpul și salahorul, dacă știe să-i dea la mână tot, meseriașul la produce de 10 ori mai mult. Dacă deci știi, eu am văzut, da, da, să, nu da. Să fie un salahor adevărat. Da. Exact. Cel mai bun salahor e meseriașul, spun eu. Nu mai lucrez de am avut ani buni în care n-am avut nici măcar unul din ăsta. Eram și salahor, eram și meseriaș, dar știi, faci treaba în echipă. Păi, și eu de multe ori fac. Și eu fac așa de multe ori, Daniel, că sunt sătul așa de probleme, de discuții exact. Și zic, mai bine stau liniștit, dar nu produc așa bine. Dacă am doi băieți lângă mine, place, produc nu. De 10 ori mai mult. Să știi ce gândești. Ai văzut că îmi faci ceva, da, să, da. Așa e deja placa tăiată, să-ți dea la mână, să știi ce gândești tu. Ăsta e omul potrivit. Da, da. Păi uite, eu, de exemplu, când lucram cu Marius și cu băieții, că ne-am obișnuit unul cu altul, eu nu trebuie să-i zic niciodată lui Marius ce să facă. Deci el vede, de exemplu, începem să dăm kitul la rosturi. Eu am început, am dat pe pereți, pac, pac, numai mă trezesc în spate, e curat. De multe ori rămân și eu surprins. Bă, Marius, când ai curățat aici? Păi cum? El deja știe ce urmează, vede că am terminat kitul. Nici nu știu când apare deja alt kit în găleată. Vine, îmi schimbă găleata și am tot ce-mi trebuie, știi? Și în felul ăsta producem. Producem bani mai mulți. Aveam un băiat care nu mai lucrează acum, e angajat în altă parte, la Buzău acolo, un băiat bebe, un super băiat, bine. Seara, înainte să mergem la lucrare, după ce veneam de la lucrare, seara, el venea cu mine și punea, hai să punem aia, când ne trebuie acolo, hai să punem aia, știi, dimineața când pornei la 6, să le iei pe toate și să pleci la muncă. Nu dimineața să stai, aoleu, ce ne trebuie, nu știu ce. Atunci, seara, la cald, hai să punem aia, să punem aia, să punem aia. Deci, astfel de oameni merită apreciați. Da, da. Să-i ții pe lângă tine. Bun, de ăștia care să mai facă și uită ceva. Să citesc mai departe ce zice lumea. Stâncioi Dragoș spune așa. Așa știi că meseriașul face treabă, dar dacă nu are ajutor, nu are cum. Da, exact, Dragoș, și tu ești meseriaș și știi cum este. Zinel Ernest spune: vă mulțumesc, domnilor, am învățat multe de la voi. Acum îmi renovez singur casa, stimă. Multă sănătate, Zinel. Ne bucurăm că te ajutăm și că suntem de folos. Când ai probleme sau întrebări, știi cum trebuie să procedezi și cu toată plăcerea. Daniel Vasile Pascu, nu-l felicităm pe Sorin pentru decorul cu care ne onorează în seara asta. Se observă și o mică investiție acolo la el prin asta, deduc că nu ai de gând să lași YouTube-ul prea curând, ceea ce mă bucură. Păi, Daniel, mulțumesc, mulțumesc. Deci nu vreau să-l las. Nu la, cum? Dar nici nu... Nu-l lași, dar nici nu-l mai ții așa cum era înainte. Sunt așa între ele, deci așa îl țin datorită comunității, datorită oamenilor, că văd că sunt mulți oameni faini și am ajutat pe mulți oameni cu ideile noastre, cu ideile, cu videourile și zic, bă, e păcat totuși să renunț, dar da, acum sperăm să... Dacă mai vine câte unul din ăsta, hai Sorin, dacă mai vine câte unul din ăsta și zice niște vorbe din alea așa, nu-ți vine să-ți bași piciorul și să...
închizi YouTube-ul să nu mai dai pe aia, zi drept acum. Păi, auzi, uite, numai astăzi m-am uitat în mesajele ce sunt restricționate. Deci n-ai idee ce înjurături am acolo și câtă carne mi-au. Numai așa, de la oameni se trezesc. Deci mă jură, bă, nu venea să cred. O să-ți trimit un print screen să vezi. Deci nu-ți vine să crezi. Îmi scria unul, băgam acolo cu bormașina niște găuri la un video, mai vechi. Îmi scrie să-ți bagi bormașina în cură. Și tot felul de dobitoși din ăștia care te uiți așa, nu-ți vine să crezi. Fantezivă, da, mă uitam cu el, am început să râdem și noi, la un moment dat te bufnește râsul, da, ce dragă să zici, sunt oameni și oameni, asta e. Ne-am asumat, Daniel, când am vrut să devenim persoane publice, ne-am asumat, am știut că nu sunt toți oameni deosebiți cum avem de obicei pe canal, mai sunt și ciudați, dar asta e. Am greșit, că eu mult timp n-am apărut pe canal la mine și am greșit când am făcut asta. Și acum nu mai pot să dau înapoi, dar o să fac fel niște schimbări la mine pe canal începând de la anul. Eu am mai vorbit cu tine treaba asta, o să mai fac niște schimbări. Nu e bine nici să fii cunoscut așa, am ajuns eu la concluzia. De ce astea de vorbit în altă parte? Momentan să vorbim de subiectul prețuri. Da, să termin asta cu cititul mesajelor. Florin Drăgoșin, bună seara! Seara bună, Florin! Stăncioi Dragoș, mulți spun că dacă ești meseriaș, îi tragi pe toți după tine. Dragoș, eu nu sunt chiar așa, deci contează foarte mult și omul ce-l ai. Este, știi cum este, o mână spală pe alta, deci eu ca și meseriaș pot să am experiența lui pește de o groază de ani, dacă sunt singur, tot singur. Nu o să pot să fac eu mai mult de 20 de metri pătrați, hai să zic 25 dacă am spațiu drept, de gresie mă refer, nici rupt, nici mort. Pe când dacă am un meseriaș și eu stau numai în genunchi pe căruțul ăla care l-am, și meseriașul îmi dă material, îmi dă la mână, pot să fac și 45 de metri, deci aia am făcut. Bine, era o sufragerie unde era totul drept, care am făcut datorită omului de lângă mine. Exact, te ajută și îți dă la mână și doar îți faci treaba, le lași da, cum trebuie. Contează. Da. Și mai ales să fie și omul fain, să râzi cu el, să glumești, să toată ziua numai zăpăcel. Cum suntem noi, constructori în general, râdem, glumim și povestim toate alea. Toată lumea știe ce bă, îți trece ziua de nu zine să crezi că de frumos este, știi? Zici, bă, ce fain a fost și azi. Nu mai simți oboseală, nu mai... De-aia eu susțin că se leagă una cu alta, la fel cum suntem noi. Degeaba suntem noi artiști, nu ne punem noi să facem o eficiență energetică, că nu avem studiile necesare. Și atunci depindem de un inginer care să ne facă, să ne explice ce și cum, un arhitect care să proiecteze, care este totul legat, nu există că unul sau altul sau altul, toți depindem unul de altul și noi depindem de alții. Gabriel, nu la oră, cel mai bine este la metru pătrat. Dacă echipa este bună, atunci totul merge bine. Da, corect, dacă este echipa bună, merge perfect. Vătafu Gabriel, cred că clientul pretențios trebuie să plătească pentru bibilel. Exact așa, dar aici, Gabriel, eu vreau să specific ceva. În mod normal este puțin înțeles. Eu nu o să merg la client și să-i zic, bă, vrei să-ți fac așa mai deluxe sau mai așa, că pare, adică vrei să-ți fac buleală sau vrei să-ți fac ceva bine, știi? În mod normal, eu trebuie să-i prezint la client ce înseamnă calitatea, la vopsit, la rigips, de exemplu. Și când îi explici, uite, Q2, de exemplu, înseamnă să spun numai benzile, dacă vrei și te costă atâta. Q3 înseamnă să spun benzile și șlefuite și eu știu, nu știu dacă este chiar așa, dar dau un exemplu. Q4, de exemplu, înseamnă să-ți trag și glet pe toată placa, peste tot, aia e calitatea de top, ultima. La vopsel la fel, avem aceleași normative și atunci noi astea ar trebui să îi le prezentăm clientului și clientul alege la un moment dat când vede, bă, stai, el probabil se așteaptă că tu vin șantier și faci direct și glet și benzi și ce nu-i faci și rămâne totul perfect. Bă, stai, pentru perfecțiune este cu totul alt preț, acum trebuie să ne înțelegem clar. De-aia e vina noastră mai că nu îi explicăm bine la om de la început. Perfecțiunea nu prea există dacă stau să mă gândesc bine, că întotdeauna vor mai exista obiecții când faci ceva. Că până la urmă trebuie să ne gândim și noi, e lucru manual, nu e lucru făcut de o mașină. Chiar și alea mai au anumite defecțiuni. Da. Dar legat de ce spuneai tu, eu prefer să fac totuși să arate bine, știi? Dacă dai doar combinări, de exemplu, la acest carton, nu o să-ți iasă bine, o să arate rău.
Da, Dacă în se spațiu va vedea. comercial, na, dacă e Depinde acum casa și omului ce spațiu este. pretensionat. Că vezi și aici, îi spui la client, dacă el are o zonă unde nu e multă lumină, bă, aici poți să treci peste și mergem așa, dar unde ai lumină razantă, acolo nu mai. Și explici tu la client. Nu. Sau clientul spune ceva, lasă că o să pun niște becuri din astea de 15 vați, nu știu ce, și după aceea la final vine și își cumpără ceva de 500 de vați. LED care bate în tavan, nu bate în jos. Da, Dai da. seama că pe tavan se vor vedea imperfecțiuni, Da, pentru că este puțin mai LED-ul complex aici, stând. e complet, da, e vorba de preț aici. Băi, E vorba de preț, Sorin. este cu totul alt preț, pentru că sunt, Prețul diferit. iar o Da. greșeală foarte mare ce se face, scuză-mă. De exemplu, când intri, omul se așteaptă, tu vii și îi dai gled, el se așteaptă că îi faci pereții drepți. Și nu înțelege, păi cum adică, păi eu da, te-am chemat să-mi faci preții drepți. Și noi trebuie să explicăm, domne, nu se poate cu un gled care îi poți arăta și pe sac. Dacă ești la începutul lucrării, poți să intri pe internet, că toți avem smartphone-uri și îi arăți, uite, pe sac ce scrie. Merge până la un milimetru încărcare. În rest, ce depășește, un centimetru, să zic, ce depășește, atunci trebuie deja tencuială și atunci este alt produs. Care înseamnă o tencuială pe bază de Ipsos sau pe bază de ciment și explici, uite așa, așa, mai trebuie și un tinci probabil dat și numai așa poți să țin drept. Ca să-ți fac operația asta trebuie să decopertezi ce este aici, care te va costa atâta. Și atunci când vede omul, bă, stai, dar e mult prea mult, mă costă mult, atunci va accepta să-i faci o planeitate oarecare, că tu cu gletiera poți să-i faci o planeitate, nu rămâne drept peretele în sensul să fie exact în laser, dar nici nu-l deranjează pe el că nu se vede, aia la ochi nu se vede. Și atunci tu îi faci o planeitate, să nu aibă chestii bruște să se vadă în lumină și îi scoți frumos și îi scoți cu bani mult mai puțin. Dar clientul, da, ea vine în România, că eu de multe ori m-am întrebat, bă, dar oamenii ăștia nu sunt normali, că vin și spun dreptarul să vadă ei că nu trece lumina. Păi stai, aia este cu totul altă chestie, aia e de tencuială în primul rând și... Deci clientul nu știe toate chestiile astea, nu e de meserie și atunci noi trebuie să-i explicăm, vrei drept în laser, să-i spunem că drept înseamnă în laser la boloboc, atunci îi aplicăm o tencuială, care obligatoriu o facem, cel mai ușor eu o fac pe bază de Ipsos, dar puteți să o faceți pe ce vreți, nu contează. Și după aceea două straturi de glet și unul de finisaj. Cam asta ar fi... Sorin, Da. astăzi, ieri, pardon, am fost la Dedeman să cumpăr un brăduț și m-a oprit cineva, m-a recunoscut după plete, probabil. Salut, salut, te-am văzut acolo, ești liber, că uite, am avut și eu, mi-a făcut cineva o lucrare, în Târgu Jiu aici. Mi-a făcut o lucrare, n-am fost, eu nu mă implicam, că omul avea alt job și când am pus lumina și am aprins pe că am văzut pereții denivelați. A verificat omul și numai denivelări, numai nu știu ce. Și acum avea omul dat și vopsea lavabilul ceramic. Acum ce vrea să facă? Vrea să aibă perfecțiunea. Deci el vrea să fie coală totul. Să nu fie denivelări, dâmburi, strâmbături, nu știu ce. Îți dai seama, m-a plătit odată și acum vrea să mai plătească o dată. Întrebare pentru tine și pentru cei din chat. Crezi că va fi de acord cu oferta pe care o să-i o fac? Nu Și ce va cred. presupune oferta Nu asta? cred. Să-i faci la dreptul. Vrea perfecțiune, da? Gletul-i dat, vopsea ceramică-i dată. Știi tu că nu poți să dai peste aia, trebuie cumva să o îndepărtezi sau Trebuie să să-i o creezi o dai jos. atenție, ceva. Așa. Cred Nu că o va să fie accepta, nu destul va accepta de sigur, dar când lipsitor. îi spui, Nu atunci va va accepta. înțelege și după aia va accepta probabil să-i dai o mână de, sau două mâini de gled de nivelare ca să-i scoți o planeitate, să nu mai aibă dâmburi. Dar drept nu, deci să facă ceva de genul curb, dar să nu fie brusc, să se vadă urât, să facă umbre de lumină. Și atunci, în felul ăsta, tu i-o poți Omul, scoate din gled. păi din Glenda, n-a auzit că jos, de exemplu, când a rămas cu 50 cm porțiune, n-a tras din dreptar ca lumea, sus la fel, adică au făcut feșe din alea țigănești, n-au făcut Da, feșe da, din da, sus până da. jos, au făcut cât au putut. Adică știți ce, cred că voi care lucrați știți, au făcut feșe doar cât ține fașa, dar jos puțin n-au făcut pentru că au pontat cu ce dracu au pontat, știi? Și a Da. ieșit așa, acoladă. Și e foarte complicat să spun. Și dacă stai să te gândești, e mai multă muncă decât dacă ai face de la zero lucrarea respectivă. Și de-aia e Da, costisitor. este mult mai scump și nu Și cred că va accepta, dar asta este și legat de vina prețuri, a zis-o meșterilor ce asta, i-au știi? lucrat, că nu i-au explicat de la început.
Că vezi, în general, tu trebuie să mergi Sorin. când te-ai dus, să ai la tine și de măsurat și să ai preferabil în dubă sau în mașină să ai o riglă și atunci îi arăți la om. Că degeaba îi spui tu, dacă îi spui, bă, nu prea ai drept aici, o să zică, a, bă, du-te, mă, că exact, că și noi facem aia, a, păi cine ți-a lucrat aici, tată? Și clienții deja ne știu și direct ia la bășcălie, du-te mă de aici. Dar așa tu, dacă ai un dreptar și îl pui pe perete și îi arăți, uite domnule, am aici, bag mâna, am 3 cm, cu ce pot să îndrept asta? Și atunci eu îți dau o soluție, pot să o fac puțin mai, să nu fie așa bruscă, dacă vrei, asta ar fi un prețul ăsta, să zicem la, eu știu, 50 de lei metru pătrat, dar în mod normal ar trebui decopertat și tencuit. Acum nu decopertat complet, dar oricum decopertat destul de bine. Eu am soluția, Sorin, adică eu deja n-am văzut lucrarea, am deja soluția. Dar asta necesită un volum mare de muncă, necesită gletiera cea mare de 1,5 m, pe care o știi foarte bine, da. Cât apă scoate de tine când o folosești. Și ar fi soluții, dar uite, îmi pare rău cumva că bă, unii dau la gata o astfel de lucrare și au luat banii și vin alții și lucrează, știi? Și tot greu pică băi la alții. Și de multe ori beneficiarii zic, a, păi eram aproape drept, ce, câtă muncă mai ai, dar practic tu faci de la zero, nu poți să o spui din finisaj. De la minus zero, că trebuie să mai și dai jos. Da, mai dai și jos, așa că cam asta e treaba cu prețurile, când mai acceptăm prețuri, să le acceptăm. Dar să știm și ce face ăla respectiv și să ne uităm, să verificăm. Este și foarte dificil să știe că, uite, eu am trecut și tu știi situația la care mă refer. I-am arătat la om, avea atât de strâmb peretele că îi venea așa cumva evantai. Și dacă scoteam punctul cel mai ieșit de jos din colțul ăsta al peretelui, punctul cel mai ieșit din partea opusă, îmi ieșea la 28 de centimetri, treia să încarc peretele ca să-i scot o linie în laser. Și nu aveam cum, pentru că era din placă de beton și tot hâșuit, așa strâmb. Ce Dumnezeu îi face acolo? Îi pierzi 28 de centimetri dintr-un perete despărțitor de 10, care era între camere. Și atunci omul a înțeles, așa am zis eu că a înțeles, și am făcut pierdut. Dar ai după aia totuși tot, se uita, bă, parcă totuși aici se vede, nu ai acum. Și pentru noi este o situație de rahat, că ne chinuim de ne iasă ochii. Una e să faci un glet pe drept și una e să faci un glet pe tâmpenii din astea, pe valurile Dunării. Dar asta e. Am văzut astăzi, Sorin, am văzut că mi-ai zis tu că ai postat clipurile alea și apartamentul ăla arăta foarte rău. Adică eu sunt acum, cum să zic, sunt indulgent, arăta extrem de rău, nu vreau să zic. Era bloc vechi, bloc din acela comunist, care tot a fost strâmb, plăcile au fost strâmbe. Deci nu era nimic era drept acolo. Deci, la tavane, ce să zic, am avut peste 8 cm de diferență la placă, în sufragerie. Peste 8 cm, la câțiva metri, că nu era o sufragerie mare, apartament de la mic, cu camere mici. Pereții strâmbi în așa fel, deci placa aia nu știu cum au turnat-o, în fine, asta e, dar mai sunt situații din astea și... Bun, să vedem ce mai spune lumea aici, Stâncioi Dragoș spune, orice lucrare ar trebui să fie perfectă, așa ar trebui dacă e și plătită și dacă clientul vrea perfecțiune, o să o plătească. Dani, Bocăiaș e mai greu cu ora, după părerea mea, în general e mai bine la metru pătrat, iar la lucrări migăloase, gen baie, la lucrare. Da, corect, la o baie nu prea ai ce face la metru pătrat, se face per total. Stâncioi spune, pretențios sau nu, Cătălin Pavel, te salutăm Cătălin, spune bună seara, Vătafu Gabriel, estimarea suprafețelor ca metraj nu reprezintă prețul total. Da, corect, Gabriel, așa este. Nu reprezintă prețul total pentru că mai sunt multe operațiuni în plus. Nu este numai metrul pătrat. Prețul total al lucrării, mă refer. Stâncioi, îi plătești la oră făcând calcul înainte și de acolo poți să calculezi. Da, oamenii oricum îi plătești la oră și te uiți acum ce îți produce omul, dar nu poți să te uiți chiar în fiecare zi pentru că ai o zi mai bună, o zi mai proastă sau o zi cu migăleli. Deci se face un calcul exact cum vorbeam, mai la săptămână, să zicem, aproximativ. Marian Pană spune, un meseriaș trebuie să respecte clientul și lucrarea să fie perfectă. Așa este, Marian, așa ar trebui, dar nu e tot timpul la fel. Stâncioi spune, scuză-mă, maestru, dar așa câți angajați ar trebui să ai?
Da, Dragoș, păi, trebuie să ai câțiva angajați, oricum. Nu știu ce să zic. Stăncioi spune, Marius face tot. În italiană îi spune, tutto farej. Face. Și să știi că face. Multe nu le știa face și era frică. Zicea, bă, nu, că nu prea știu aici. Zice, bă, Sorine, ce dracu mă bași pe mine că eu nu știu. Zic, ia vino mă încoace să vezi cum știi. Și arătam și na, mai reparam câteodată una și alta după el, dar tot m-a ajutat mult. Și acum face. Noi lucrăm împreună de ceva timp, de avem ceva ani. Cătălin Pavel Pascu, mulțumesc frumos, Stăncioi, idei, renovări. Vătafă Gabriel, sunt chestii în deviz numite organizare de șantier curat. Da, Gabriel, așa este, dar alea dau cam greu, știi, în general e bine. Eu așa fac cel puțin aici, le includ în preț, pentru că dacă fac o poziție aparte numai pentru astea, se uită cam așa. Bine, dacă este de spart și de dus moloz, aia da, dar când sunt mărunțișuri e mai greu. Sofian Romaf, de unde sunteți? Din Târgu Jiu, și eu și Daniel. Dar de fapt niciunul nu suntem din Târgu Jiu, suntem măritați pe acolo. Ha. Dar avem domiciliu la Târgu Jiu. Eu locuiesc în Franța, pe coasta de Azur. Bă, eu n-am domiciliu, nu mă băga pe mine. Eu am buletin de Buzău și acum și firma A, și tot la Buzău. Da, mașinile da, sunt da, de Buzău. da, că mi-ai spus, mi-ai Da, nu spus. mă băga, nu. Nu m-am Păi vezi hotărât că încă. vezi să nu superi Olteanca, că s-ar putea să te trimită la Buzău. Sper că n-aude. A, Vezi că ai un aude. comentariu interesant acolo de niște devize de la Vătafă Gabriel ai acolo. Dar ajungi tu acolo, Păi, a zis să le iau la rând. Cătălin mai. Pavel, cred că depinde și de zona geografică în care se realizează lucrările. Foarte mult depinde, exact cum ziceam, nu-i tot una să faci o lucrare la Bacău sau la Cluj, cu toate că faci aceiași metri pătrați, dar prețul este diferit deoarece ai cheltuieli diferite. În Bacău poți să stai, eu știu, cu 100, cu 50 de euro pe noapte, în Cluj stai cu 100, să zicem. Vorba vine, dau și eu un exemplu. Așa ca unul care face tot ce are și știe unde să ajute, ajută, așa calculezi, spune Stăncioi. Da, eu anul ăsta am reușit să văd doar că o să văd la anul și oricum vă mulțumesc. Am reușit să vă văd, sper că o să vă văd la anul. Da, o să ne vezi, nu disperăm, sperăm să fim sănătoși, nu dispărem oricum, avem de gând să mai rămânem. Cristian Zorilă, salut Daniel și Tonito din Irlanda de Nord. Te salutăm Cristian. Cristian, tu ești neam cu Doru Zorilă, cumva că aveți același nume de familie. Stăncioi, Nu, nu, neamă, nu. 500 W sau 100 W, așa atunci faci prețul la 500 și dacă spune că e prea mult, prețul devine 250. Ai scas din... Da, Da, da. e tare treaba asta. Dar să-i și arăți înainte, omule, știi, să ai o chestie, să ai niște poze, prasea, uite, când dai așa, ai o placă de gips carton cu buleală, dar să-i arăți, uite cum se vede așa, și uite dacă dai lumina tare cum se vede. Cred că ar Da, da, trebui da. să ajungem și la Da, metode ar de astea, trebui, ca ar să-și dea trebui. seama oamenii. Cristian Zorilă spune o întrebare pentru Daniel. Cam cât ar fi prețul per metru pătrat la încălzirea în pardoseală în 2022? Dacă îmi poți spune, mulțumesc. Nu-ți poate spune Nu sigur, pot spune, Cristian. Cristian, nu sunt domeniu. Dacă spun din auzite, din ce Și mai dacă ai auzit la fi în domeniu, colaborator, nu dar eu poți, nu poți pentru că depinde ce țeavă nu pot bagi, să că spun. e diferență mai mult ca și dublu. La țeavă, după aia la pompa de căldură, dacă faci pe gaz, dar în fine, sunt foarte multe, Sunt nu ai multe cum aici. să Aici știi, da. e un subiect care ar trebui făcut strict de profesioniști, nu Nu, nu de noi, de cu toate oameni că care eu se sunt pricep. autorizat și eu am Nu. montat încălzire, dar nu mă consider un artist pentru că nu fac numai asta, am făcut de câteva ori și eu fac aici, noi și lucrăm în sensul, avem specialistul care semnează pentru noi și ăla vine și ne pune și pompa în funcțiune, vine, verifică, nu avem voie, sturnăm șapa până nu vine el să bage presiune, să vadă, când dă semnătură, da, e ok, mergem mai departe, știi? Deci e simplu pentru noi Da, aici. păi așa fac și eu. Tot așa, vine cineva, un inginer, de exemplu, la montarea centralei în apartament și a instalației de încălzire, indiferent că e pe canonister sau pe pardoseală, vine cineva și o pune în funcțiune și terminează acolo. Adică, da, nu trebuie să te joci cu chestia asta.
Da, da, să da. fie făcută cum trebuie. Păi, dar la noi că acasă este face, ceva ce îi la dai noi garanție. În mod normal îi dai minim 30 de ani. Da. Așa este normal la încălzire. Pe ce ai făcut tu, pe instalația din sol. Acum pompele au garanția lor, e cu totul altă mâncare de pește. Laurențiu G. Oh, da. Salutare, salutare, domn inginer. Ai apărut, nu te-am mai văzut de un timp pe aici. Laurențiu, hai să-ți arăt ceva, pentru că ai venit, uite-o. E? Crăciun fericit! Stai că n-a văzut-o nitru. Mai are, mai are puțin până la Crăciun. Este și el în România, să știi. Așa. Oh, să vedem mai departe. Dani, nu va fi e mult de lucru și va înțelege greu etapele și munca depusă. Nu prea înțeleg exact, Dani, la ce te referi. Bătafo Gabriel, depinde de ce pretenții, vezi, Mone are și dorește să investească. Exact, depinde și de ce pretenții și de complexitate. Sunt multe care trebuie să luate în calcul. Cristian Zurilă, se poate să-mi răspundeți, vă rog? Ți-a răspuns Cristian, deci este foarte complex. Crede-mă că eu chiar am lucrat, am făcut câteva zeci de case de instalații în pardoseală și nu poți efectiv să dai un preț, pentru că e în funcție de ce alege. Una e să pună Henco, una e să pună, eu știu, în fine, nu vreau să dau acum nume la toate. Se schimbă și prețurile de la o zi la alta, dacă dai o ofertă, trebuie acceptat în câteva zile că se schimbă prețul la toate astea. Astea sunt timpurile pe care le trăim. Sănciuie, Cristian, răspund mai greu pentru că suntem destui în ceață. Da, și le-am luat și la rând, așa? Și nu e prea bună tehnica asta să le iei la rând. Murtrofi, Culiana și Florin, bună seara! Salutare, salutare! Vătafă Gabriel, e plin pe Facebook de clienți care cer prețuri la cheie. Gratis, ce părere aveți? Eu am o părere proastă despre ei și cer prețuri la cheie ca și cum mai vinde o mașină la kilogram sau o casă. Nu pot să e și aici, iar depinde cum... I-am răspuns lui Zorilă, Cristian, exact, depinde ce calitate vrei tu acolo. Una e să faci o casă eficientă energetic în sistem, să zicem, la coeficientul NZEB, care ești obligat, și alta e să o faci pasivă. Sau alta e să o faci așa, după ureche, cum se face în multe, în multe alte locuri. Și atunci nu are de a face prețul una cu alta, este o diferență foarte mare. De aceea când îi spui la un client, dacă te mănâncă pe undeva și îi spui, bă, te costă 1000 de euro metru pătrat, va zice, bă, e ok. Dacă îi zici, băi, 2000, o, ăsta e nebun. Dacă îi zici că e 500, a, ăsta e cine știe ce. Nu poți să-i dai un preț așa. Trebuie totul gândit pe... Sorin, când te duci la supermarket, de exemplu, am fost la cumpărat portocale, da? Erau și la 5 lei kilogramul, erau și la 7, erau și la 12 lei. Păi eu am vrut să cumpăr de-alea bio la 12 lei. Tot portocale sunt. Dacă îi dai la cineva pe stradă, îi dai o portocală, nu? Dar diferența dintre una de aia și una de aia e evident. Așa și în cazul la preț. Nu poți să ceri, să ceri un preț și după aia tu să alegi pe ultimii proști care ți-au dat ceva de preț și din aia să alegi. Nu, trebuie să te bazezi pe oameni, să alegi omul cu care. De-aia zic, bă, alege omul cu care, nu la un necunoscut doar pentru că îți face un preț. Că după aceea ajungi și te plângi pe toate grupurile alea și forumurile, te plin de ele. Deci, nu știu, anul ăsta am văzut la plângeri, deci toată lumea e nebunită. Oricât s-au scumpit materialele și acum chiar sunt beneficiari, a Sorin să plângă în dragi clienții că au avut din ăștia care le-au lucrat, i-au luat de pe... Deci, acum, Daniel, eu cred că sunt și mulți care se plâng că așa e spor național și indiferent ce le face, ăia se plâng. Asta, da, și aia, deci am văzut multe exagerări, dar... Chestia este clară, exact cum zici, bă, când vrei să-ți facă pe bani de nimic și l-ai luat ca pe sclav și îi mai dai tu acolo o bucată de slană cu ceapă să mănânce la amiază, îi mai bage o țâră de bere, un ștam de pălincă care și aia poate e din pufoaică făcută, că așa sunt mulți genul ăsta de oameni și zici, voi, și am dat să mănânce, ce dracu i-ai dat să mănânce, că i-ai dat poate și tu de 10 lei să mănânce, dar în schimb se plâng și vai, ce am făcut, că ăștia sunt cam cei mai nesimțiți clienți de care putem da noi așa în general. Să mănânc, acum îmi pare rău că vorbesc urât, că sunt clienții și noi da, avem nevoie de clienți, aia e clar, dar de clienți de ăștia să tot fugi. Și eu cel puțin nu accept. Nu trebuie să-ți dea mâncare, Sorin. Mâncare și tâmpenii și vrei ieftin, ia-l domne pe ăla și după aia plânge-te pe Facebook, cu atâta rămâi. Din partea mea își merită soarta. Poate sunt rău, sunt exagerat, dar
Nu știu ce să zic. Exagerez, e clar că e la mijloc situația, dar fiind meseriașă, e normal că eu țin cu meseriașii, pentru că aici în chat, de exemplu, care sunt băieții, cel puțin majoritatea, ce-i văd, ce postează și ei pe YouTube, sunt meseriași și țin cont de calitate. Păi ia-l, domne, pe ăla, de ce nu-l ia pe unul ca și Pagu? Pentru că Pagu o să-i zică, bă, Dene, stai puțin, du-te tu și ia-ți după Facebook pe unul, acolo întreabă pe grupuri de meseriași și ia-ți de acolo că tu dă-i acauz. Nu vrei unul care să-ți dea unde vii să-ți facă un preț corect și să îți facă o lucrare corectă. Tu vrei altceva, știi? Așa pe la mijloc. Eu am și chestia asta așa, Daniel, pentru că știi exact, uite, eu sunt plecat de aproape 30 de ani din România, am stat în Spania, am stat aici, în Franța, bă, cam tot ce am făcut, eu am făcut numai cu români. Și le ziceam la mulți și la prieteni și zic, bă, cum Dumnezeu, mă, eu când vin în România, eu găsesc meseriași, numai voi nu găsiți. Păi nu găsiți că nu-i respectați, nu le oferiți un preț corect. Dar eu n-am avut treabă și ai văzut și când am lucrat la casă, la mine, cum am găsit. Am așteptat într-adevăr puțin că era Mitică ocupat și, na, bine că pe Mitică e din familie, ne știm, dar dacă aș avea nevoie, tot aș găsi un 10-15 meseriași, pentru că sunt în domeniul ăsta de mult timp și am o groază de numere de telefon care îi sună, i-am răspund cu drag, le e drag de mine, ne respectăm datorită relației noastre de ani de zile și tot aș găsi, dar eu nu aduc un meseriaș să-i zic, bă, tată, știi că îți dau 100 de lei la zi. Păi nu merge așa, eu le-am dat și 300 la zi, că, bă, omul, eu știam ce trebuie să muncească. Și atunci, bine, nu în fiecare zi, într-adevăr, dar când a fost, hei, rupul la betoane și la astea, a fost cu totul altceva și atunci trebuie să, nu știu, e pe undeva pe la mijloc, de-aia eu nu prea, nici nu mai deschid Facebook-ul exact din această cauză. Sunt și, dacă tot vorbeam de manopere din astea și de presă, mai sunt și colegi de-ai noștri, ca să zicem așa, care întotdeauna din comunitate aleg să facă metodele cele mai ușoare și de multe ori nu sunt ok, dar le pot face repede, pot încasa poate banii mai repede și automat că iau bani mai puțin. De exemplu, dacă îți lipește gips carton pe pereți, nu e ca și cum ți-ar tencui, ți-ar da gled și ți-ar da cu ursa la vară. Face treaba mult mai repede și și-a luat banii ușor. Și nu poți concura cu ea, adică dacă alegi meșter, trebuie să-l și asculți, să veniți împreună și după aia să pornească prețul. Dar întâi trebuie să știi ce vrei să faci, nu întrebi cât mă costă să amenajezi un apartament de două camere cu o baie și o bucătărie. Dacă pui problema așa, ce răspuns vrei să îți dea cineva? Vrei să dea un răspuns din ăsta care să fie aproape de adevăr? Niciodată, pentru că sunt multe de discutat înainte de asta. Și cu cât apar mai multe de discutat, cu atât o să-ți dai seama că nu ești pregătit să menajezi, că nu ai suficienți bani, că la chestia nu te-ai gândit, că la chestia nu te-ai gândit. Și tot așa. Adică trebuie discutat înainte de a cere un preț. Pune exact ce te doare, ca la doctor. Nu te duci și spui, domnul doctor, mă simt rău. Păi, dar de ce dracu te simți rău? Ai mâncat ceva? Zi mai multe, de unde te doare? Trebuie să spui. Nu, mă doare piciorul. Îi spui care clar. Care picior? Ăla din dreapta sau? Și nu doar trebuie piciorul, îi spui, uite, mă doare aici, la genunchi. Îi localizezi. Exact, așa e, da. Dar lumea nu înțelege. Trebuie să-i spui tot, trebuie să spui tot. De-aia putem comunica. Cristian Zurile, văd că zice aici, aș putea să vă contactez în privat, să mă lămuriți, vă rog frumos. Am luat-o de jos acum cu comentariile. Cristian, vezi că pe pagina mea o să vezi, am o pagină de Facebook și acolo poți să-mi lași, să-mi lași mesaj în privat. Mă gândesc că te referi, că mi-ai scris tu un comentariu la tabla de pe acoperiș. Mi-ai scris că este varză ce-ai luat și că nu este bună, nu se închide bine la click. Poți să intri acolo și după aia vorbim, îți dau și un număr de WhatsApp și vorbim. Deci eu sincer îți spun, am fost foarte mulțumit de tabla aia retro panel de la Bilca, s-a închierbat perfect, cu clicurile nu am și gândește că eu nu am terminat, nu am făcut aticul, deci bate vântul în ea, în dragi, nu mi s-a desprins un click, nu am avut nicio problemă. Dar am executat-o corect cum trebuie, cu șuruburile originale, ca să nu deranjeze la click, am ținut cont de niște detalii. Lasă că mă duc eu și văd care-i treaba acolo. Uite, mâine mă duc să văd. Am camerele treaba puse acolo și văd în direct și mai merg și familia și... Păi atunci vreau să trag de una, să zic că a căzut. Vreau să-ți trimit pe o poză așa, să te iau un pic. Da, uite aici, zice...
Îmi zice așa, Vătaful Gabriel, ce vrei aveți de deviz gratuit? Eu nu sunt de acord cu deviz gratuit, că pierd timp calculând degeaba pentru... Da, așa este, așa este, da, și Daniel este foarte indignat pe chestia asta, dar este foarte greu, deci eu vă urez succes, dar eu dau gratuit multe devize, Dorin, și da, mă bucur când intră altul, asta e. Daniel, tu ai văzut cât am lucrat eu numai la devizul ăla ce l-am făcut? Și e, au fost ori întregi. Zi-mi, dacă nu e asta e lucrarea aia. Asta e, de dacă îi cer bani... Ai pierdut o zi atunci. O zi ai pierdut. Că spun că ai vorbit... Da, cu și drumul, și drumul numai mă costă vreo 40 urcă. De euro care i-am cheltuit pe da, drum numai. Da, să mă refer la timpul tot din ziua aia. De faptul că ai urcat de 20 de ori pe scările alea care are 3 etaje, cât naibă are și monstrul ăla da, de casă. Da. Și, și ai măsurat fiecare încăpere. Și, dar știi ce cred eu? Că o să facă cu tine, pentru că omul ăla când te-a chemat știe cine ești și a mai lucrat cu tine. Da, este, este cunoscut, este cunoscut. Tu, nu, tu nu-i dai prețuri de să te arunci, adică îi dai prețuri normale și normal că o să lucrezi. Da, da. Dar la noi în România nu e așa. La noi în România, știi ce caută beneficiarii? Nu toți, îți dai seama, deci nu toți, că oricum noi din 90 lucrăm cu 10 din care ne contactează. Dar majoritatea vor să aibă întâi un deviz din ăsta făcut frumos, te-ai explicat așa cum trebuie, să-și piardă vreun prost vreo 2-3 ore să îl facă, și cu ăla în mână, subliniază acolo, la prețul și la nu știu ce, ei se duc în altă parte, la alții, știi? Și ca la școală. Și aici am 13,5 metri pătrați. Cât îmi iei pentru gresia asta? Și tot așa. Spun sigur că așa fac oamenii. Da, deci, da. Din cauza de sărăcie, de, de, nu știu, sau așa suntem noi ca nație, am ajuns ca să ne batem joc de oamenii cinstiți. Și oamenii cinstiți nu mai vor să muncească moca, așa că... Măi, își găsesc, își găsesc asta drumul este. Lor fiecare, da. Pentru că, vezi, la un moment dat e greu puțin la început până te cunoaște lumea, dar după aia nu mai ai parte de clienți din ăștia, că nu-i mai bagi în seamă, tu mai ai deja programate lucrările cu un an înainte. Și atunci deja ți-ai format clientela și... Dar da, este greu la început, da, pentru da. Că una este nivelul de trai foarte scăzut și atunci ar vrea și omul ăla să-și pună o faianță. Deja este turbat că el ar vrea să pună probabil ce a văzut și el pe la unul și la altul ce-l admiră, dar el și-a luat la sfert de preț deja faianța, că n-avea bani de așa ceva, și atunci când știe că mai să dea și la un meseriaș, deja nu știe cum să mai scadă și vezi, așa intervine. De-aia e bine să ai clienții tăi și nu mai, nu mai te lovești de clienți din aceștia, de exemplu, mie mi-a cum zice Alin, greu, vicleni. Cum? Spune, spune, eu vreau doar să spun că zi mi-a fost greu aici în zona asta și încă mi-e greu, pentru că aici oamenii au o altă mentalitate, mulți acceptă tot felul de buleli, lucrează, nu interesează, știi? Ei doar vor să pară că sunt ceva, știi? Și, de exemplu, dau tinci în apartamente, adică dau un tinci peste ce au pe acolo și fac și acolo amenajare și ar plăti 100 de milioane, știi? Și mi-a fost greu să găsești, și foarte greu să găsești oameni care, am plecat, de seama, am lucrat pe zona București foarte mult și să știi că bucureștienii vor avea ei bani și ori plătit, dar sunt și pretențioși. Și aia este, deci oamenii când contactează pe cineva ar trebui să știe cam cine e ăla, cam ce poate și cam ce prețuri are. Că să duce vorba, când contactezi pe cineva, iar știi ce valoare are. O stupoare este pentru mine. Oamenii contractează așa, bagă în casă necunoscuți. Păi nu merge așa, omule. Deci iei unul, chiar dacă îl iei după, eu știu, după OLX sau Public 24, nu contează de unde îl iei. Bă, să te duci să vezi cel puțin un șantier, să vorbești cu oameni ce au avut legătură cu omul ăla. Că așa eviți să, să fii țepuit. Nu știu, e ceva așa ciudat. Și să și vorbești cu omul, că tu îți dai seama. Îți dai seama din primele minute dacă știe, dacă nu știe, când vine la tine acolo sau și prin telefon. Și îți dai seama și în prima zi dacă face. Că nu ești obligat, dacă te-ai înțeles cu el, să-i dai banii dinainte. Știi? Da, da, da. Pur și simplu spui, domnule, nu este ok, uite, nu ai început bine, nu se face așa, părăsește locația. Adică e foarte simplu, nu trebuie să accepti dacă ai luat pe cineva. Dar mulți acceptă pentru că zic, da, da. I-am dat niște bani și totuși l-am găsit cel mai ieftin. Lasă că poate face bine. Mai dăm noi cu var dacă e ceva, știi? Nu, e o lăcomie a clienților aici. Și văd că zice și Doja 49, clinica Doja 4, Marian, parcă ai spus că îl cheamă pe... Da, da, da. Salutare, nici n-am văzut că ai intrat. În cauza de nesimțire mascată. Uite, caută să mintă. Dar știi ce te mint? Au niște povești din astea lacrimogene, Sorin. Nu vreau să zic, dar să leagă că i-a murit cineva și că nu știu ce și... Doar ca să accepte. Adică tu te duci să-i amenajezi ceva și îți spune, da, că am avut niște probleme, mi-a murit
tata, a murit soacră mea, nu știu ce, apoi tu îi mai spui nu știu ce pe acolo, ce mai de zis despre lucrare, apoi spune, da, da, eu nu-i problemă, vă plătesc, vă dau bani, dar acum na, să fie și caritate, dar puteți să-mi faceți și o reducere, adică e tot cu gândul la asta, știi? Și te uiți în ochii lor și dai seama că ești al X-lea, nu ești nici primul, nici al doilea care ai vorbit cu el, și exact aceeași poezie, nu știi? Da, 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 da. Cei care lucrează în domeniu știu să recunoască un om care spune aceeași poezie. Păi eu de obicei mai când îi aud cu poezie direct am plecat, vă mulțumesc, la revedere și gata. Sau genul acela, a bă că uite ai aici puțin, ai și tu câteva faianțe de pus, nu e mult, e puțin. Din prima, bă, dacă e puțin, ia fă-ți-o tu singur și lasă-mă pe mine că eu sunt ocupat. Eu iau altfel de lucrări și gata. Din prima îi refuz, nici nu mă deplasez, nici sau la telefon dacă mă sună și mă ia cu tehnici din astea, din prima, o să vă sun eu și gata, că aici așa se obișnuiește, nu-l iei pe om prea tare, dar îi spui, o să vă sun eu. Între timp mai căutați și alte oferte, dar o să vă sun că de moment sunt ocupat. Da. Acum să-ți dau și un exemplu de client din ăsta, știi, tot conversam cu un fan al canalului și era în București, în fine, și cumva trebuie să traversez București să mă duc să văd despre ce e vorba. Eu am vorbit foarte mult cu el, o oră și ceva în trafic, eram pe centură. Și până la urmă, bă, uite, omul e sincer, mi-a spus ce are de făcut, a avut pe cineva care era așa, i-am zis, e început acolo, adică s-a terminat oamenii ce aveau de făcut în cuiala și putem să vedem de gletuit ce aveam de făcut. Aveam... Da, 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 nicio problemă. M-am dus acolo, pe lângă faptul că am așteptat, ce să vezi? Deja era început. Nu, că aici a început, a dat tata puțin, cu glet, nu știu ce. M-am uit mai într-un colț, nu era terminată pe cuiala, știi? Și practic ce faci? Te duci tu ca om de bună credință, îți pierzi timpul tău, dar de fapt ei doar caută să te, știi, să te prindă să te înșele. Păi de ce au plecat ăia? De n-au terminat pe cuiala. De ce cineva s-a apucat de gletuit? Sunt niște întrebări atât de grele, nu putem să deducem și noi. Asta este, te duci, cum ai zis tu, mai te duci, dar nu poți să te duci mereu așa pe moca, știi, să-ți pierzi timpul tău. Că banii ca banii, dar e vorba de timpul tău. De ce să nu faci altceva cu timpul tău? Să stai cu soția, cu copiii, să te uiți la un film, să stai cu urele în trafic pentru un client care nici măcar nu te respectă ca să fii acolo când a stabilit ora aia, știi? Da, asta da, e da, de da, mai așteptat. Da. Stai că vin acum să sun un număr. Păi, bă, omule, cum suni un număr dacă noi am vorbit că suntem la ora 3 și am venit la 3 fără un sfert? Tu stai și suni un număr acum? Deci, na, hai, mai citești în chat-ul. Da, să da. Să văd aici, Stăncioi zice, dacă vorbim de prețuri și vom face un preț la locare, începem de la asta, zilier sau la contract. Da, asta e corect. În primul rând, ideal ar fi contract direct, Dragoș, nu povești. Acum, că îi faci așa la zi sau cum îi faci aia la prieteni, la cunoscuți, apropiați și vrei să-i ajuți. În rest, contract, domne, așa e și tu protejat, este și el. Eu așa consider. Cristian zice, da, am mari probleme, Cristian Zurilă. La tine a fost dintr-o bucată, dar mie mi-au adus o tăiată greșit la început. Da, se referă la tablă. Aia este foarte rău când este întreruptă. Trebuie șfălțuită, e mai dificil. Stăncioi Dragoș spune, pentru că eu știu cât se schimbă prețul dacă iei pe cineva la negru sau îl iei ca angajat. Da, normal, Dragoș, păi nu-i tot una să îi dai, eu știu, să îi dai 200 de lei sau 400 și, că atât ați vine cu taxe cu tot. Vorbim de piața din România, dacă îi dublează efectiv. Cristian Dorele, în materie de construcție, Daniel și Tonuitru sunteți cei mai dragi, mă bucur că mi-ai ținut minte din comentarii, respect pentru ceea ce face jos pălăria. Mulțumim, Cristian, normal că țin minte cam toate comentariile, în general tot ce este scris frumos, mie îmi place și mă bucur și încerc să ajut. Clinica Doja, te salut încă o dată, Marian, bună seara. Din cauza de nesimțire mascată sub forma dorinței de a economisi, mulți beneficiari caută să mintă. Așa apar cerințele acestea cu devizul MOCA. Da, exact, exact. Sunt, în fine, da. Nu vreau să intru prea mult că mă agit. Te agita, Sorin, da. Că e live-ul tău. Vezi că cu deplasările care cer fără să vrea să plătească, etc., etc., da. Cristian Zorilă, încerc să fac o casă pasivă, am construit-o din itong, am tablă retropanel, apoi geamuri tripan, 7 camere, o să pun izolație de 15 cm, lavată bazaltică și vreau încălzire în pardoseală. Deci e mult mai complex aici, Cristian, ce vrei tu, deci trebuie studiat bine.
Doja, halatul, halatul, cât costă Să le halatul? Cât costă citește. halatul? Dirul era A, mai e la ieftin. halat. Alegem ce Da, este așa mai e. ieftin și pretindem că parcă am fi plătit un preț de mare. Da, exact, aia i-am mai zis, le-am mai zis. Oamenii plătesc un tico, dar au pretenții de Rolls-Royce. Bă, tată, trezește-te la realitate, noi. Dar na. Tico, auzi, doamne. Vorba vine, Uitam dacă la... nici nu mai e tico. Uitam la comentariul lui Cătălin Pavel și voiam să-i fac o completare după ce o să-l citesc. Voiam să-i spun, până la urmă zic, hai să mai facem și o mansardă, Cătălin, că a rămas podul ăsta așa frumos, e mică, dar hai să mai... Cât îți ia să faci o mansardă? Asta am vrut să zic, Cătălin, dacă nu ajungă el, tu spune, nu mă bag să-l citesc. Stai așa, Stăncioi, E dragul, ultimul spune, comentariu. promit că nu o să intru pe live. Noapte bună. Dragoș, te-ai supărat? Ce s-a întâmplat? Sau te-ai dus la culcare? Promit că nu o să intru pe live. Nu știu, o fi scris ceva și nu am răspuns, n-am văzut, nu știu. Îmi cer scuze dacă a fost ceva. Suntem Dar... live acum, uite. Cătălin Suntem Pavel. live. Suntem, suntem. Uite, să-ți dovedesc, te vezi ăștia, moșcăciuni ăștia, uite. Nu poți să zici că înregistrezi și îmi pun pentru tine ăștia, vezi? Arat eu ca Moș Crăciun. Nu te supăra, Andrei, că n-ai de ce să te superi, că nu, e greu de moderat atâtea comentarii, spun sigur eu. Și o fac și îmi scapă multe comentarii și oamenii se supără. Dar nici nu le văd multe, ne îmi vin. Fug. Și uite, mai mult am Ne stat și vine am rând. citit mesajele decât să vorbim, dar nu le văd. Asta e acum, Dragoș, mă gândesc că tu înțelegi, e greu. Mie îmi plac acei clienți care îmi spun, Cătălin Pavel spune, mie îmi plac acei clienți care îmi spun că Da. am de construit o casă micuță, cam 80 de metri pătrați, restul e o terasă, cameră tehnică, casa e mică. Zici că celelalte se construiesc singure. Da, exact, mulți, mulți vin așa și în felul acesta parcă sforțează așa cumva mâna. Să te facă cumva așa să te mentalizeze, a, bă, că e puțin aici, că și prețul trebuie să mi-l dai mic, cam așa ceva. Păi de-aia nu mai pot eu cu casa Mică, de da. 80 sau de 200. Na, sunt mulți clienți din ăștia și eu din prima mă feresc de ei, să nu am de-a face cu ei. Nu știu, sunt tot felul. Da. Clinica Doja spune, tot de 80 metri pătrați am plecat și eu și am ajuns la 160 și eu spun ca beneficiar. Păi, A Mariane, tu crescut la ce faci America asta. acolo, s-ar putea să ajungi mai mult încă, îți mai vine vreo idee, mai adaugi tu ceva pe acolo, mai un garaj ceva, mai și s-ar putea să treci și de 160. Da, asta e. Așa e la prima casă. După aceea te mai... E, la și... Marian nu e prima casă, el are zeci de case, el a avut firmă de Mă construcție refer la cu sute casa de lui. oameni. Da? A, nu, eu mă refer la casa ta, când îți faci casa ta a, totdeauna. da Zici, a, nu mai fac mai, așa. are și case, are mai multe, dar el a pornit de la ideea să-și facă o casă așa mai pe munte undeva de vacanță puțin și ceva mic acolo să fie de relaxare cu soția. După aia hai să mai facem o cameră, hai mai o baie, hai mai o sufragerie, după aia hai că poate mai venim cu prietene și uite așa s-a ajuns la mult mai mult. Da. Care e prețul la o casă de 70 metri pătrați din lemn, structură dublă și grinzi de 20 pe 20? Spune Alex Sebi. Nu știu, poți să-i răspunzi tu, Daniel, că eu n-am idee. Nu știu. Trebuie să ai o schiță ceva ca să-ți facă cineva o estimare. Fără o schiță, pot să zic din burta cu cât te costă 500 de euro metru pătrat. Dar nu te ajută asta. Dă schița la mai multe firme să vadă să-ți facă o estimare, că la tine e mai ușor. Dacă zici că vrei din lemn, au deja modele făcute și îți spun, finisaje A te costă un preț, finisaje B alt preț. Nu e atât de complicat. Da, este 1500 de euro metru pătrat pentru casa aceea preț cu finisaje și instalații. 1500 de euro metru pătrat la ce a făcut Marian, la el, la Oradea. Da,
Cu finisaje, deci eu zic că ești bine, Mariane, la 1500 de euro, că tu o scoți de la Enzeb în sus. Tu nu faci așa după ureche. Dar bine, ai lucrat cu mai mulți oameni de-ai tăi și poate e și mai ieftin. Robert Ioniță, care este prețul pentru un gard, structură de rezistență fără finisaje? Pentru un gard. Deci nu știu ce să zic. Aia iar în funcție de cât beton bagi, de cât sapi de adânc, este greu. Eu am un video cu un gard, dar fără structură de beton, doar un gard bordurat. Dar eu cred că te ajută, caută-l pe canal și o să vezi. Dar nu am făcut structură de beton. Ciudor, sunt un tânăr de 30 de ani ce încearcă să restaureze o casă din lemn într-un sat din județul Sălaj. Ce sistem de încălzire ar fi recomandat ca și raport eficiență cost de instalare? Oh, este foarte greu ca să-ți recomand ceva. Așa, unele din cele mai eficiente sunt pompele de căldură, dar tu nu ai suficientă izolare acolo ca să montezi o pompă de căldură și nu va fi suficient. Și atunci, de aceea trebuie să faci un studiu exact pe situația ta. Este foarte greu ca să spui... Să spui exact, până nu știi exact eficiența casei care o ai. Cristian Zorilă, Daniel, tu cum alegi clientul? În funcție de ce criterii? Răspunde Daniel. Eu nu aleg clientul în funcție de venituri, de nu știu, nici nu mă interesează ce lucrează. Poate să fie și pește, poate să fie ce vrea. Aleg clientul în funcție de cum... discută cu mine, deci acum aleg clientul ca să mă duc să vorbesc, după aceea el mă alege, cred că să subînțelege. În funcție de cum discută cu mine, dacă omul e deschis și vorbește cu mine și mi explică și știe cam ce are de făcut și mă ascultă pe mine, adică există așa o relație din asta, eu vorbesc, tu asculți, eu vorbesc, adică să existe așa, da, mă duc și mă deplasez și așa dacă mă ia direct și îmi spune am... cât mă costă, nici măcar nu spune cum se numește și unde și spune cât mă costă să fac și un apartament. Și dacă mi-a spus asta, deja îmi vine ca să închid telefonul, că poate să te întrebe cineva așa ceva. Trebuie să existe așa, o prezentare a persoanei, mă numesc așa, v-am luat numărul de la, că mi se pare normal, da? Da, da. După aceea am și eu de făcut următoarele, mă puteți asculta? Da. Spune-ți. Și spuneam așa, și în timpul ăsta să creează o relație, vorbești, întrebi, îți faci o idee, te gândești. Dacă omul e doar grăbit să-ți asculte, că îi dai un preț acolo, ce sens are să mai continui discuția? Văd că mai un comentariu aici interesant de la cineva care a întrebat de canale, de la Daniel. Da, Daniel Vasile Pascu, voi ce canale urmăriți, care vă plac, domnule? Eu deja am început să-mi dau seama care dă sfaturi bune și... care dă sfaturi după cum consideră dânsii. Chiar sunt curios de părerea voastră. Daniel, începi tu? Eu încep. Eu urmăream multe canale. La început urmăream multe canale. Între timp am început să mai selectez din ele, pentru că mi-am dat seama că unii dădeau niște sfaturi nasoale doar pentru ca să facă vizualizări. E și chestia asta aici în YouTube. Unii cred că se vor câștiga bani din YouTube și că vor renunța la muncă, ceea ce este total fals, așa că... Uitați-vă la noi! Nu. Job-ul e job, munca e muncă. Așa. Și mai sunt și unii care fac chestia asta strict pentru a promova anumite produse. Au contracte sau le primesc sau ei știu ce fac. Nu zic că noi n-am avut promovări sau eu sau Sorin, dar niciodată n-am acceptat, am așa... o verticalitate care mă împiedică să accept, să promovez produse în care nu cred, produse pe care le-am testat, așa, dar nu e despre mine asta. Și referitor la canale, am în România, am niște canale pe care urmăresc, aș putea să-mi aduc aminte acum de exemplu de Ștefan de la Proiecte Diverse, care este el cum este, e mai dintr-o bucată, unii ar zice că e mai sărit așa, dar omul este tare pe felul acolo și îl urmăresc, înțeleg ce e de înțeles de acolo, toate că îl postează cam des. Dacă ne mai uităm la partea asta de amenajări, urmăresc nici am lăsat oricum nu sunt multe canale. Mă refer la partea de România, că am și din străinătate canale pe care le urmăresc. În România îl urmăresc și pe domnul Tonit, mă mai urmăresc la el când pot, pe idei de renovări. Cred că și voi îl urmăriți.
Urmăresc și alte canale care poate nu sunt atât de cunoscute. De exemplu, uite, îl urmăresc și pe e și aici, e Pagu, care are canalul care arată exact cum să face. Omul nu face artistic. Deci omul arată cum face o chestie acolo, cu bune și cu rele. Nu îmi place să urmăresc un canal care face clipurile perfecte, perfect editate, totul iese așa și gata, a făcut lucrul ăla. Deci fac oamenii care sunt sinceri, oamenii care chiar lucrează, nu fac chestia asta doar de dragul de a face un produs video bun. Că până la urmă, într-adevăr, un produs video bun poate îți aduce mai multe vizualizări, faci o miniatură mai bună, ai un titlu mai nu știu cum, dar nu te ajută. Și da, prefer să urmez cu oamenii care sunt sinceri, naturali. Ce canale mai urmăresc? Sunt destule. Mai e un tip care se numește, cum se numește, ne mai uităm noi la el, Sorin, acum. Am așa un, nu știu, tot așa, nu are știu un canal de vreo 20-30 de... Sunt mai multe. O să fac o dată o listă să-i urmăresc, să-i vedeți. Nu e tu la ce te mai uiți. Da, deci asta ar trebui să facem un live aparte. Este un fost subiectul. Deci da, eu în primul rând care nu deci care urmăresc canalul ce îmi place mie cel mai mult, bineînțeles, în afară de ale noastre, ce e canalul meu și Daniel, meu, că adică la astea nu, lucrăm. Frumos, deci astea nu intră în discuție, astea sunt primele. Dar în afară de noi, eu ce apreciez cel mai mult este canalul lui Șoflete, lui Mare Șoflete. El are un alt stil, este puțin mai tehnic și este greu de digerat de multe ori, dar mie îmi place, eu am aflat multe. De exemplu, să vă dau un exemplu, în România nu se știa de Ubacus, nici eu nu știam de Ubacus, care acum deja am văzut foarte mulți români că știu de Ubacus. O parte o aflat de la noi, dar totul a pornit de la Mare Șoflete. Ci eu sunt de părere, jos pălăria să rămână domnul Marius. Și multe, multe detalii, multe detalii tehnice care te ajută. Deci asta ar fi un om care este specialist, deci nu vorbește după ureche. Eu de multe ori vorbesc după ureche în ce sens? Am făcut un sistem, că așa mi-a spus inginerul sau arhitectul, dar nu știu să zic dacă există și alt sistem poate mai bun, pentru că nu sunt de specialitate, la aia mă refer. Pe când Mare Șoflete, el este de specialitate. Și de așa, aceea... uite, Sorin, de că te rămâns, dacă mai mă auzi, da? Că asta aminte. E un canal și un tip pe care îl apreciez foarte mult, se numește Simon Claus, care... Da, Simon Claus, iar îi urmăresc toate videourile. Are un talent de a, nu știu cum, și de a explica și face niște chestii super tare. Nu e foarte mare canalul. Da, dar la, la. Omul ăla arată numai chestii... După aia mai urmăresc Case Bune, canalul lui George Buhnici, care este partea de construcție. Eu nu urmăresc pe ăștia. Eu urmăresc, dar urmăresc doar anumite video ce mă pasionează, de exemplu, cum a făcut acum Etanșeitatea, chiar le-am urmărit, toate videourile, sunt chestii care mă interesează și așa poate mai aflu câte ceva, că acolo vin artiști. El, fiind deja o persoană publică, aduce meseria și e cam cei mai buni din România și pot să mai investesc câte ceva. Nu sunt de acord cu tine aici, acolo se face numai reclamă la Case Bune. George Buhnici are jobul ăsta de a aduce într-adevăr oameni, dar acolo tot timpul bani. Nu vine niciun meseriaș de bunăvoie să arate, uite, chestia să face. Nu. Acolo este numai reclamă și fiecare clip este publicitar, de aia și comentariile sunt dezactivate. Hai să fim serioși. Știi? Zic da, 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 știu, știu. Dar bine, aia nu mă interesează pe mine. Omul ăsta e jobul lui, de-aia cu asta se ocupă, din asta câștigă bani. Nu am eu treabă. Dar eu mă uit, de exemplu, cum a fost Vlad de la NZP Shop. Au și ei canal de YouTube și canalul lor îl urmăresc. Și acolo, deci odată ce este Vlad acolo, ăla nu vorbește bălării, el vorbește chestii adevărate și mai învăț câte ceva. Acum, că George face publicitate, păi e treaba lui, din asta trăiește omul, păi de-aia nu mă deranjează. Nu-i domeniu, Sorin, de-aia ți-am zis. Eu mi-am pus întrebare persoană respectivă, Daniel, parcă ne referim și vrem să urmărim canale care chiar sunt în domeniu. Adică eu ți-arăt ție cum să pune gresie, dar nu pot să ți-arăt ție cum să fac instalații, că nu sunt instalator, știi? Asta vreau să zic. Adică urmărim oameni care chiar știu ce au de făcut. Nu că n-am ceva eu cu canalul ăla, știi? Dar e altceva, e marketing aici, e făcut pentru bani. Noi nu suntem așa și cei pe care i-am menționat nu sunt așa, nu sunt pe făcut bani. E Șoflete pe care și eu îl urmăresc, deși într-adevăr mă depășește pe mine și consider că e un canal destul de tehnic. Șoflete nu face pe bani, chiar arată niște chestii acolo, știi? Dar nu e pentru o nișă mică, știi? Eu mă refeream așa, să urmărim noi niște oameni care chiar fac chestia asta din pasiune și arată cum se fac lucrurile, să învețe și alții.
Nu să-ți fie frică că comandă cineva un produs și apoi reclamă, știi? Reclamă, reclamă tot așa. Asta am vrut. Vlad are Renovata sau Enzep Shop. Dar nu, parcă altfel îi spune la canal. Renovata este site-ul lor. Mie îmi place mult de ei și nu este numai Vlad, mai este, sau când scapă, cum îl cheamă pe băiatul ăla, ce este mai plinuț așa. De ăla îmi place parcă și mai mult, nu știu, Vlad e parcă puțin cam tehnic, dar bă, că vine și îți explică frumos și îți arată cât de importantă este izolația, etanșeitatea și toate. Pentru mine astea sunt canale ce merită. După aia, ce mai urmăresc? Canalele de travel, iar nu toate, dar urmăresc o mare parte. De exemplu, cum este Everyday Holiday, aia știți, mi-e drag de ei, noi doi, în fine, sunt mai multe canale, sunt canale românești în general, urmăresc câteva, dar e lung acum, cel mai mult urmăresc în funcție și de stare, dar și de titlu ce. Dar n-ai nici timp să-i urmărești chiar pe toți, adică îi urmărim când avem, că mai avem și alte canale din alte nișe pe care le urmărim, dar... Trec din asta, sunt câțiva la care ne uităm, mai normal. Cum ei se uită la tine, se uită la ei. Da, Bogdan zice, da, ai dreptate, case bune, totul se bazează pe reclame. Băi, cam așa este, dar pe mine nu mă deranjează că sunt suficient de matur ca să dau la o parte reclama și să înțeleg ce trebuie să înțeleg. Aia na. Tot Bogdan spune, domnul George, că mi-a sărit iar acum tot. Domnul George vrea să construiască case pe Moca în baza unei promovări. Deci Bogdan și mie mi-ar place, dar nu ține, suntem prea mici. Deci aș vrea și eu să fac promovare, mai ales cum face George, că pe mine aia îmi place, știi? Deci eu îl respect pe George din ce punct de vedere? Omul a fost cam primul ce a spus despre casele pasive în România și la el la casa am văzut. Și a deschis ochii la foarte mulți oameni. Deci eu țin minte când veneam în România, se uitau oamenii la mine în cruci. Bă, și despre ce vorbește ăsta? Când am descoperit canalul lui, când și-a făcut prima casă, deci pe mine m-a gândat. Și eu am rămas cu un gust bun. Acum, cine sunt eu să-l judec? Și mai ales omul ăsta, asta este afacerea lui. El nu lucrează în altă parte. El numai din YouTube trăiește cu o echipă de oameni. Păi e normal să facă publicitate. Mă deranjează dacă l-aș vedea cu publicități aiure, așa, știi, trase de păr, dar mie mi s-a părut ok. Acum face el la vată minerală, nu știu, că le face la Rockwool. Bă, și eu i-aș face, Doamne ajută să vină Rockwool la mine să-mi zică, uite, Tonito, îți dăm 2000 de euro, le-aș face din tot sufletul, pentru că știu că au produse foarte bune, deci este un produs bun de zeci de ani verificat pe piață, atunci de ce nu i-aș face publicitate? Și la multe altele, știi? Eu cam așa văd. Dar, într-adevăr, sunt multe videouri care nici nu intru, că văd deja despre ce e vorba, du-te, nu mă interesează. Dar altele sunt faine. Hai să trecem de la case bune, că na, asta e, uite, e enciclopedia construcțiilor. Da, enciclopedia iar e foarte faină. E din Moldova, faină. Na, tot în limba română, dar e un canal pe care eu îl urmăresc, să zicem că îl urmăresc foarte des. E? Pentru că da, și mie îmi place, îmi place de Valentin. Lui, mai face și el, na, mici promovări, dar omul chiar e inginer. E ce trebuie, știi? E din nișa aia. Știi? N-ai cum să nu urmărești canalele. Mie îmi place că este sincer și este tehnic. Îmi place, eu îl urmăresc de la început pe el. Am mers bară la bară cu mine acum, mulți ani. Acum, nu știu ce să zic. Uite, eu, de exemplu, la el am intrat tot timpul pe canal. Ea am și comentat, dar uite, el, de exemplu, la mine pe canal n-a intrat niciodată. Și la fel se întâmplă păi cu multe canale. Timp, n-au timp, înțeles, să urmărească. Eu, de exemplu, când mai am timp așa, mă, măcar îi las un comentariu omului, chiar dacă nu pot să mă uit la tot video, îl pun acolo la salvate și îl urmăresc. Dar oare n-au timp, că îți dai seama, lucrează, are firmă, trebuie să-și facă alea, nu toată lumea are timp de YouTube sau poate nu vrea să-și aloce timp, Sorin. Uite, cum e duminică acum, poate omul vrea să stea să facă cârnați, știi? Nu stă să piardă 2 ore pentru a face un live, știi? E că fiecare cu modul de a-și împărți timpul. Și asta era. Deci urmăriți canale care vă dau informații reale, vă răspund și la comentarii, nu vă șterg comentariile doar dacă spuneți că uite, produsul ăla e prost, l-am folosit și nu-i bun, știi? Da, da, da.
Nu vreau să zic unde se întâmplă asta. Acum să nu fiu chiar așa de rău, că e Crăciunul, trebuie să fim pozitiv doar. Cine da, povestea unor beneficiari de case pasive, Isidor, da. Este bun, am văzut Marian de la Clinica Doja. În casa a folosit profesie în gravitate, e bun, ați folosit Daniel sau Tonito. Eu nu am folosit, te refer la enciclopedie, la Valentin. Am văzut că a pus cel de la Baumit, mi se pare, de 30 de centimetri. Deci nu l-am folosit, nu zic că nu este bun, pentru că toate sunt bune, doar atâta că el a înțeles dezavantajele și avantajele. Orice material are avantaje și dezavantaje. Cineva spune, bă, vata este cea mai bună, ăla vrea să vă vândă, nu e foarte corect, ori nu știe. Dar nu există un material perfect, toate sunt bune, cu anumite lipsuri sau chestii în plus. Și atunci voi alegeți ce puteți pierde, ce nu puteți pierde, unde sacrificați, unde nu sacrificați. De exemplu, la polistiren cea mai mare problemă este focul. Dacă voi ați putea trece peste asta, atunci este super bine și polistirenul în anumite situații. De-aia este discutabil și aici este foarte mult marketing la mijloc, trebuie să fiți foarte atenți la tot felul de materiale, se face atâta marketing și lumea nu prea studiază. Și sunt multe păcăleli, de exemplu, când îți izolezi casa, te gândești, băi, să pun acum vată sau să pun polistiren extrudat sau pir sau... Și vi se spune, da, coeficientul lambda, care toată lumea deja cam a auzit de el, sau rezistența termică, dar nu vi se spune și nu vă explică nimeni defazajul care este. Și atunci defazajul, când se schimbă temperatura de la zi la noapte, aveți un defazaj destul de mare și atunci nu mai este eficient tot sistemul dumneavoastră. Și de-aia este puțin mai complex, aici trebuie studiat bine. Da, Sorin. Am uitat cum se numesc, multipor, Cristian Zorilă, multipor se numesc și sunt foarte bune. Deci izolație minerală, așa îi spune. Au cei de la Itong, multiporul, și mai au cei de la Celco, de la Constanța, au izomineral. Este singurul fabricant român ce îl face la ora actuală, acum nu știu, poate a mai apărut ceva. Grafitatul este ignifug oarecum, în sensul că nu propagă, nu se topește, dar nu e chiar ignifug. Florin Macri, te salut, nu știu dacă te-am salutat. Zorilă Doru, salut băieți, am fost instalațiile afară. Domn inginer, păi acum a vii la sfârșit, că noi ne pregăteam să ieșim, că nu mai avem baterii la căști, la... Suntem cu telefoanele în mână. Și tu ești tot la fel? Doar eu mă gândeam că și tu ești. Eu mai am o cască, dar așa aia merge așa întrerupt. Eu m-am lăcomit, am pus două dată. Știam că două ore și ceva. Trebuie să găsim niște scăși mai bune. Facem o promovare și noi ceva. Aviz. Da, numai să ne contacteze, eu o promovez și după aia... Nu e chiar așa. Chestia e, da, uite, că am văzut cineva spunea și nu cu e. Telefoanele, că spune toate sunt bune. Deci, băi, aici e puțin tras, vezi, de exemplu, și noi mai folosim puțin clickbait la titluri, de exemplu, în sensul să facem omul curios. Că dacă îți pun un titlu simplu de tot, așa, acum zidesc, nu intră nimeni, du-te dracu cu ziditul tău, cam așa zic mulți. Dar dacă pun un titlu frumos, așa, puțin mai cu tâlc, poate fac curios și alți oameni. De aceea este puțin marketingul ăsta, deci mie, uite, nu-mi place, eu odată am cumpărat un telefon, nu vreau să-i dau numele, dar era topul topurilor, era exact la prețul la iPhone 11, când apăruse, și a fost prima dată în viața mea, zic, hai bă să-l iau pe ăsta. Pentru filmat, pentru YouTube. E, credeți-mă că am regretat și l-am înjurat și eu pe George, că el m-a influențat. Wow, perfect, wow, filmează în 60 fps. Și după aia, deci venea să dau cu el de pământ, una că se încălzea și nu filma în 60 fps, erau tot timpul 52, 53, 51 de fps. Bă, la editare te nebunește când nu ai fps-ul stabil. Și când mă chinuiam de... De-aia zic, și e puțin așa. Vreau să zic... Sorin, uite, referitor la astea, că da, e bine ca să urmărești oameni care e așa, dar pot apărea și capcane. Știi că eu ce am pățit cu invertorul ăla, că n-am fost mulțumit de el și tot pe bază, că am urmărit niște canale, n-am urmărit din astea comerciale, am urmărit niște canale din astea mai micuțe și omul ăla, de fapt, erau mai mulți, erau vreo 3-4, părea că spune ce zice, știi? Deci, bă, da, ok. Și când mi-am dat eu seama, zic, bă, dar cum am putut să fiu atât de prost? Cum am putut să fiu atât de prost?
Și de aia sunt eu oarecum vehement împotriva celor care fac tot felul de promovări. Nu contează ce promovează, contează că li se dă și ei să le bage pe gât. Tu știi foarte bine, Sorin, cât refuz eu și... Da, deci asta este o problemă, Daniel, lumea s-a schimbat. Pentru că nu vezi acum, da, vezi un puștan din ăla de săracu, are și el 22 de ani, îi vai de capul lui poate, dar el îți dă sfaturi cum să-ți crești copiii, deja, nu știu, este o lume ciudată și atunci trebuie să te mai uiți puțin și aici, nu știu ce să zic. Trebuie să învățăm să joc de glezne și să selectăm care sunt. Mai ales la noi se face atâta publicitate de te doare mintea. Uite, exact cum s-a făcut contra publicitate la un moment dat cu BCA-ul, că este cancerigen. Și mulți oameni au rămas cu tâmpenia asta în cap. Chiar dacă a fost așa un zvon aiurea. Păi sau, este, cum nu este? Tinciu. Da. Părin, întrerup iar, este. Dacă îl mănânci, este cancerigen. Poate, da, eu știu. La fel cu tinciu. Este tinciu respiră, gletul nu respiră. Băi, te uiți, e o utopie. Mă, cum Dumnezeu poate să-ți vină așa ceva? Că ăla e siliciu și respiră foarte puțin varul din el. Și cimentul mai absorbe foarte puțin. Dar absorția apei este foarte mică la un tinci. Nu compar cu un glet pe bază de Ipsos, care e o cretă. Dar oamenii nu sunt convinși, se ceartă cu tine, că așa au auzit și ei. Și de-aia iei cum iei și mergi înainte, zâmbești și asta e. Bun. Uite că a venit domnul Dean Capa, tu cred că îl știi pe domnul Dean Capa. Da, salutare, salutare. Ne mai contrează pe noi, îl salută. Mi se pare normal să existe și oameni din ăștia care ne mai contrează și spune așa că prețurile vor mai scădea atât la manopere cât și la materiale. Eu nu cred că o să... Și spun și de ce, Dean Capa, pentru că deja salariile au crescut, de la 1 ianuarie salariul minim va crește. Salariul minim fiind un etalon pentru salariile celelalte, vor crește și celelalte, că ești obligat să crești, că după aia ajunge să câștige unul cât câștigă ăla mai calificat. Și de aici va porni totul și vor exista creșteri și la manopere și la materiale. Eu o spun sigur. Dacă până acum ziceam că, bă, manopera poate să mă duc așa, la anul trebuie să crească prețul la manopera. Va crește. Și eu tot așa zic, că va crește. Asta e economia. Trebuie ca să ne acoperim niște costuri. Că nu sunt unii care nu-și permit și le rămâne salariul așa, asta nu e vina noastră. Na. Da, exact. Uite, aici cred că se va schimba. Se va schimba, vor construi mult mai puțini oameni. Atâta va fi, dar vor construi mult mai bine și aia nu va fi rău, pentru că dacă te uiți în orice oraș, în cartierele noi, ce se fac, vezi o groază de case. Dar dacă dai o tură cu mașina, o să vezi tot felul de cioflingar pe acolo. Deci eu chiar am filmat, am zis să fac un video. Când am fost la Târgu Jiu, am intrat, băi, vedeai bieți în fața șantierului și dansau și cântau și... Bine, poate a fost o excepție, aveau oamenii chef, dar te doare mintea ce vezi, că îți dai seama dacă ești meseria și îți dai seama dacă este un șantier adevărat, gândit de un proiectat, de un arhitect. Majoritatea sunt numai tâmpenii și atunci astea cam o să dispară. Pentru că, na, nu știu, sper eu să... Sorin, mi-a venit o idee acum, data viitoare la mine pe canal, vreau să vorbim despre canalele astea pe care le urmărim și putem să vorbim, să dăm mai multe și pe care le recomandăm, că sunt și din străinătate. Cu ocazia asta mai facem noi promovare la colegi care au canale. Ce zici de ideea asta? Da, e foarte bună. E foarte bună ideea, să știi. Da, și uite cum ziceai de pago. Eu cum postează, nu știu de ce, îmi și trimite YouTube-ul, imediat îi văd video, sunt printre mie primii care îi văd. Mie, nici mie nu-mi trimitea înainte. Înainte nici măcar la tine, tu dai seama să nu-mi trimită la tine, Sorin, că facem live-uri, ne etichetăm și nu-mi trimite notificări când tu postezi, ca să-ți dai tu seama. În schimb, îmi trimite notificări la tot felul de nenorociri la care nici măcar, nu știu, nu mai m-am uitat de ani de zile. Și de-aia zic, algoritmul e cumva ciudat aici și n-ar trebui să fie așa. Zici tu cât ți-a luat timp ca să crești la 20 de abonați. Ai postat sute de clipuri și n-avea vizualizări și ai multe clipuri care sunt bune, muncite, corecte și nu au vizualizări. Da, deci, da, așa este. Da. Nu știu, uite, mai este Mihai Florea, care e prieten cu Pagu. El iar are un canal mai mic, dar nu vine niciodată notificare de la el. Mai intru eu așa din Paști în Crăciun, mi-aduc aminte să caut, da, na. Vătafo Gabriel spune, eu aș fi preferat să intrăm în Schengen, că poate cu euro în loc de ron făceam diferența dintre munca în afară sau în țară. Da, era o chestie bună, la materiale mai mult, dar oricum calitatea, să știi că
Fiecare țară și-o păstrează. Deci eu văd, uite, cum am lucrat în Spania, este o calitate diferită față de Franța. La aceleași producători mă refer. Deci am văzut diferențe. Totul se face și în funcție de puterea de cumpărare, să știi. Deci nu că sunt producătorii ei răi, dar dacă ne-ar aduce nouă aici rigipsul, de exemplu, la prețul din Austria, n-am mai face dracu nimic cu rigipsul. Am zice, du-te mă de aici. Dar atunci omul trebuie să reducă puțin prețul, să-l facă pentru țara respectivă. Cristi Zorilă, pe ideea menajer pe Facebook, dacă te referi la pagină sau la grup, nu știu la ce te referi, că eu am așa, Instagram-ul, ideea menajer, site-ul, pagina, acolo nu postezi neapărat numai, eu acolo sunt și tot fel de chestii de publicitate, că pe lângă faptul că sunt zugrav, cum zicea cineva, doar un simplu zugrav, am și o agenție de publicitate și am niște pagini de Facebook, grupul ăla, ideea menajeri, e deținut de mine și alte grupuri și acolo e comercial. Ce am păstrat mai așa, mai neatins, a fost canalul, pe care nu l-am cuplat cumva de el, adică niciodată sau foarte rar îmi distribui clipurile mele să le promovez pe acolo sau chestii de genul. Deci dacă vezi ceva pe acolo, nu neapărat e postat de mine, e posibil să fie vreo promovare ceva, ori pe grup, ori pe pagină. Pentru că mai trebuie să mai facem și noi bănișori sau bănuți, cum se zice. Da, da. Bun, ar trebui să ne retragem și noi, Daniel, pentru că mie chiar mi se închide telefonul. Deci nu mai am un comentariu de la Clinica Doja 49 de la Marian, vreau să-l iau eu. N-am văzut. Spune așa, legat de prețuri, la ce contracție economică este acum, v-ați cădea cererea și decât meseriași cu burta goală, mai bine meseriași care va avea oportunități. Nu știu, Marian, ce să zic, dar eu, din ce văd, lumea cumpără, nu există, nu știu, să zic așa, oameni care, doar ăștia care au salariu foarte mic, au venitului cumva sub medie sau medii, da, clar, ei nu mai vor construi, nu vor mai amenaja. În schimb, apare o nouă categorie de oameni care se ridică și ăștia asta fac, cumpără și investesc în imobiliare și construiesc case și tot așa. Eu nu cred în chestia asta cu criza, am crezut odată, când chiar a fost criza atunci, dar ce să vezi, atunci erau prețurile mult mai bune ca acum. A fost bumul ăla de prețuri, au scăzut într-adevăr la criză, dar tot să câștigau bani. Mă refer la construcții. Acum dacă ne panicăm toți, nu rezolvă nimic. Așa eu zic, trebuie să mergem înainte, ei, să ne facem totul, treaba, să nu totul profităm. Totul va reveni. Da, dar e ok, adică lumea lucrează, lucrează și drept dovadă e plin de muncitori străini aici. Tot felul de oameni din alte continente lucrează aici și cred că și noi o să ajungem în curând să lucrăm cu oameni din ăștia. Eu ți-am spus, Sorin, nu văd altă posibilitate pentru că pe românii noștri nu poți să-i mai ții aici. Nu mai poți să-i plătești. Da. Ți-am zis, ți-am explicat, nu mai stă un pe 4 milioane, nu mai stă pe zi, pleacă afară. Ce să faci? Nu-ți permiți. Așa aduci oameni în afară care sunt conștiincioși, muncesc. Da, asta se vor rezolva când va reveni. Eu știu, mă gândesc că și politicienii noștri vor reveni la un moment dat la școlile profesionale și se vor face mulți. Încă de moment România este așa într-o tranziție de oameni, de copii cumva. Toată lumea visează să se facă ori avocat, ori Dumnezeu știe, face și o facultate și după aia lucrează la McDonald's și e cu o viață frustrată. În loc să facă de puștan, să facă o școală profesională, să învețe o meserie cu care își va câștiga o viață demnă, visează cai verzi pe pereți și na. Dar astea vor reveni și la un moment dat se va rezolva și situația forței de muncă, deoarece când ai meseriași, ai oameni, atunci este cu totul altceva. În România, deci cu români, eu sunt sigur că nu se va rezolva în domeniul nostru, cel puțin. Mai degrabă stau pe TikTok, joacă la pariuri, câștigă la pariuri și se duc în tot felul de cluburi și așa. Adică în construcție eu nu mai văd să mai fie oameni interesați. Înainte erau tineri care sunau și spuneau, ai nevoie, vreau să muncesc, vreau să învăț, nu știu ce, creștea inima în mine, așa zic, gata, vin, urmăream chiar și mai mult pentru că știam că, bă, din 10, 2, 3 vor îndrăgi să facă meseria asta. Că aici e problema la mine, că dacă nu îți place ceea ce faci, o faci doar pentru bani. Da. Mediu cu tot timpul. Dar păi nu da, văd exact. Situația. Deci legat de asta nu mai văd. Uite, vezi cum este, cum zice Marian de la Clinica Doja. În primul rând, străinii sunt la 50% mai ieftini decât multe IFO-se ale conaționalilor. Deci aia este clar. Deci am văzut cu ochii mei că e pe nicăieri și el vine deja și te întreabă la ce oră îi dai masa și nu îi dai și o cafea, dar nu îi dai și o bere, dar efectiv parcă ți-e jenă, nu știu cum să mai scap de el. Sunt mulți cu tâmpenii de-astea în cap, dar
Se vor, nu știu, eu zic că piața se va stabiliza până la urmă, dar exact cum ziceai tu, sau cine zicea mai sus, cu străinii. Și eu exact aia am de gând, eu nu o să stau să-mi bat capul, chiar vorbeam cu Daniel, că am zis să facem noi ceva împreună, în fine, o să construim împreună. Și atunci nu ne batem capul cu tot felul de oameni. Bă, vrei să lucrezi? Uite, astea sunt condițiile, ai salariu foarte bun, că noi suntem de genul să plătim oamenii, să fie mulțumiți și restul, Serbus, lasă că ne descurcăm noi și aducem din toate părțile. Eu știu că e din India, că e din Somalia, nu ne interesează pe noi, om doar să fie oameni, să fie corect, să lucreze și atunci în rest... Și când vor vedea restul care au numai avioane în cap, la un moment dat de foame vor pune osul la muncă. Dar bine, în construcție e mai greu. În fine, asta s-a întâmplat peste tot. Bun, o seară frumoasă, vă pupăm și vă mulțumim că ați fost alături de noi timp de 2 ore aproape. Ne-am lungit, domn Sorin, data viitoare mai mult. Săptămâna viitoare, duminica următoare, suntem pe canal la Daniel pe Ideea Menajări și vom discuta, nu știu ce subiect va alege Daniel, vom discuta. Poate chiar despre asta canale. Asta cu canale, sau... ce canale urmărim o să fie. Exact. Și o să facem și recomandări și o să ne uităm și pe ele, ce postează pe acolo. Și o să... Da, e foarte bun subiectul, să știi, că sunt multe canale care sunt extraordinare, exact cum ai zis. Sunt multe, ci nu sunt cunoscute. Ioras, salutare! Acum ai venit la sfârșit. Salut, Ioras! Te pupăm și îți mulțumim! Da, salut, exact, Florin, exact cam așa. Dean, Dean, Marian de la Clica 20 și Ela și toată lumea, vă pup și vă pupăm, numai bine și multă sănătate vă dorim!